Bună seara, sigur trebuie să spun cine sunt. Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barorilor din România. Întâlnirea pe care am propus-o pentru seara aceasta vizează marcarea unui trend pe care vrem să-l dăm, unui proiect al nostru. Proiectul este foarte pe scurt, punctat în felul următor. Avocații vor să discute mai mult cu societatea. De ce? Pentru ca să cunoască problemele societății și în același timp societatea să-i cunoască pe ei. Între profesia de avocat și societate există mai multe realități. Realități care sunt palpabile, și anume oameni din societate care au intrat în contact cu avocați și știu cum anume este un avocat, dar există și mulți oameni care n-au intrat vreodată în legătură cu un avocat și își formează impresia despre avocați, fie din reviste, fie din mituri, fie din filme. Aceste impresii pot fi corecte sau incorecte. Tocmai de aceea credem că o discuție, în primul rând, cu presa este cea mai bună, pentru că presa, până la urmă, este vectorul principal al ideilor societății, astfel încât să ne descoperim, să ni se pună orice întrebări, până la urmă, sunt interesante pentru presă și, sigur, la care noi putem răspunde, astfel încât să se cunoască problemele noastre și, de asemenea, noi să luăm contact cu multe dintre problemele cetățenilor. În felul ăsta, spunem că și cetatea avea de câștigat și avocatura avea de câștigat. În cele din urmă, până la urmă, avocații așa s-au și născut, ca niște oameni care au servit spiritul civic. Și cred că e momentul, după multe peregrinări, să ne întoarcem acolo de unde am plecat, adică în cetate, unde am și început povestea noastră. Tocmai de aceea am propus o formulă de dezbatere în care am inclus, sigur, pe mine, când aveam cum să lipsesc, fie că vroiam, fie că nu vroiam, și cei care sunt astăzi vicepreședinții Uniunii Naționale a Barourilor, o conducere nouă care și-a propus acest proiect de comunicare pe diverse teme de interes social. Încep de la stânga la dreapta, este domnul vicepreședinte Fenechiu, domnul vicepreședinte Ion Turculeanu, domnul vicepreședinte Mihai Baco, domnul vicepreședinte Marius Striblea și o să ni se alăture de îndată, fiind prins într-o activitate profesională și sigur lipsește pentru motive acceptabile și binecuvântate, domnul vicepreședinte Ion Dragne și decanul Baroului București, cel mai mare barou al țării. Mulțumesc pe această cale domnului Tatulici pentru că a acceptat să fie moderator al acestei întâlniri și de asemenea vă mulțumesc tuturor celor care ați onorat prezența, invitația noastră cu prezența dumneavoastră și în același timp vă rog să nu ne scutiți de orice întrebări, comode sau incomode, dorite sau nedorite, pentru că să știți că avocații știu foarte bine să răspundă la întrebări. Este de principiu profesia noastră. Eu să încerc să vorbesc mai puțin. N-aș fi așa de optimist, să știți. S-ar putea ca unele întrebări fundamentale, grave, adresate profesiei, să nu fi fost deocamdată adresate. Să știți. În felul ăsta fac referire la climatul profesional în general din România, care are un nivel de mediocritate aproape patentat. Și nu pot decât să salut organizația pe care o reprezint, se mai ocupă încă de o breaslă profesională, e vorba de stomatologi și am constatat că până și acolo lucrurile sunt într-o continuă schimbare, într-o tentativă de emancipare, de clarificare și chiar dacă stomatologii au o răspundere socială care pare mai mică decât a avocaților, vreau să vă spun că multitudinea de probleme din uniunea lor profesională e aproape la fel de mare ca și cele ale dumneavoastră. Și acum, trecând la tema dumneavoastră, vreau să vă spun că avocații se află
Povestea asta durează de câțiva ani, de vreo 3. În fața unui nou handicap, să presupunem că se vor repara unele legi stricate sau că se vor mai face clarificări la codul penal care strict necesare. Poate că în felul ăsta vom ajunge să avem cam același nivel de coerență ca și Bulgaria, care ne-a luat-o puțin înainte, dacă nu vă este cu supărare. Și sunt foarte curios dacă Uniunea Națională a Barourilor sau decanatele sau structurile profesionale de altă natură ale avocaților sunt pregătite pentru o dezbatere ceva mai severă cu participanții la actul de justiție. Pentru că unul din lucrurile pe care nu le observ de foarte multă vreme, adică din 90 încoace, este că avocații nu se întâlnesc mai niciodată într-un forum public cu procurorii și cu judecătorii. Și salutând inițiativa avocaților, trebuie să vă spun că e în interesul justiției să se facă aceste întâlniri profesionale, pentru că oricât de minunate ar fi acestea ale dumneavoastră în interiorul Breslei sau în relație cu ziariștii, eficiența unor dezbateri publice cu toți actorii justiției ar fi, mi se pare mic, ar fi mult mai relevantă. Ce ziceți, domnul președinte? O să-i las și pe colegii mei să spună câte ceva despre acest lucru. Eu pot să vă spun doar în mare măsură este real ceea ce spuneți, dar tot pentru acest motiv suntem aici. Pentru că intenția noastră nu este numai să ne întâlnim cu domniile voastre și după asta să închidem proiectul. Proiectul ăsta implică inclusiv dezbaterea problemelor legate de justiție pe ansamblu și cu ceilalți actori. Au existat și până acum întâlniri cu procurorii, cu judecătorii, în întâlniri cu caracter profesional, adică conferințe în care dezbatem anumite aspecte legate de aplicarea diverselor coduri sau dispoziții legale, dar credem că e necesară chiar o discuție pe teme generale privind justiția. E clar că intenția noastră a tuturor este să dezvoltăm lucrul ăsta. Chiar săptămânile trecute am participat, e adevărat, la invitația Consiliului Superior al Magistraturii la lansarea ghidului pe care Consiliul Superior al Magistraturii l-a redactat pentru relațiile cu mass media. Și am dezbătut împreună acolo problemele legate de relația judecător-mass media. La invitație, e un bun început. Cu siguranță că vor urma și altele, dar abordarea va fi în sensul dorinței noastre de a participa. Nu știu dacă ceilalți vicepreședinte... Când tocmai ați pomenit de ghid, până să-l rog pe domnul Striblea să intervină, credeți că e necesar ghidul ăsta pentru ziariști sau pentru procurori și judecători? În principal, el este necesar și pentru unii și pentru alții, dar întrucât jurnaliștii știu cum să reacționeze, de principiu știu cum să reacționeze în legătură cu mass media, el cu siguranță că este probabil mult mai util judecătorilor și procurorilor care de multe ori nu au reacție în fața unei știri, unei întrebări. Jurnaliștii nu știu întotdeauna cum să deceleze aspectele legate de punerea în discuție a unei teme juridice în mass media. Chiar asta s-a și discutat, de fapt, acolo, că trebuie să-și adapteze comportamentul până la urmă problemelor și temelor din mass media, uneori diferite de tehnicitatea specifică procesului. Am înțeles. Și noi, într-o anumită măsură, trebuie să procedăm la fel, pentru că unele sunt temele care ne interesează, să zicem, de pe noi din punct de vedere tehnic, poate neînțelese de către cetățeni, altele sunt temele care interesează cetățenii. Și atunci undeva trebuie să ne armonizăm. E o mașină de tradus care se cheamă transparență, care rezolvă toate aceste probleme. Ce ziceți, domnul Striblea? Cu permisiunea domniei sale, a domnului președinte Briciu, am să adaug la activitatea care s-a desfășurat în sensul pomenit de dumneavoastră, s-a desfășurat după schimbarea conducerii, mă rog, instalarea noii conduceri. Am fost în vară de mai multe ori la parchetul general, sigur, acolo țintit pe o chestiune legată de protocolul pe oficii, un subiect pe care poate am să mai am prilejul să intervin,
Dar, de asemenea, s-a mers și la Înalta Curte de Casație și Justiție pe chestiuni de principiu. O delegație condusă de domnul președinte Briciu s-a deplasat la Înalta Curte de Casație și Justiție în luna noiembrie, la invitația acesteia, și s-au discutat aspecte privind colaborarea între cele două instituții, aspect, cred, foarte important. Sigur, n-am făcut suficient și suntem de-abia la început de mandat, dar e un început, zic, promițător. Poate că abordarea dumneavoastră viza contextul unor întâlniri care să aibă și o dimensiune publică. Numai publică. Restul nu ne interesează, jur. Dacă sunt profesionale, dacă sunt profunde, chiar dacă sunt culmea înțelepciune, nu ne interesează. Opinia publică vrea să știe cum reacționați în interesul justiției și al cetățeanului și avocații, și procurorii, și judecătorii, care sunt legați între ei printr-un sistem de relații, fără a avea și ghidurile necesare întotdeauna. Când spun public, nu mă refer la existența sau prezența unui public de specialitate, pentru că, așa cum spunea domnul președinte Briciu, există multe conferințe în care participă și magistrați, participă și avocați, ci, și nici la show-uri de televiziune, bănuiesc, la asta vă referiți, ci la întâlniri la care să aibă acces publicul larg, fără pregătire juridică, și care să aibă în principal menirea de a transmite către public ce înseamnă instituțiile pe care le reprezentăm, ce rol au, care sunt întâlnirile dintre acestea și care sunt relațiile procesuale și relațiile bazate pe reguli în statul de drept între aceste instituții. Asta e foarte important, ca lumea să înțeleagă, cred că la asta v-ați referi, și sigur că din partea noastră a Uniunii, și sper că nu greșesc, există toată deschiderea înspre aceste aspecte. Eu am remarcat faptul că începeți să ieșiți către justițiabili, ca să nu cădem și avocații, și procurorii, și judecătorii în beleaua în care a intrat învățământul românesc prin profesori. El e un învățământ centrat pe profesor, nu pe elev. Chiar dacă finanțarea formală acum se face către elev. Deci justiția este a justițiabililor ca efect final și nu a celor care o prestează. Și admițând că sunteți la începutul unui proces interesant, am văzut proiectul de educație civică ăsta în care sunteți implicați. Am mai văzut câteva elemente foarte interesante, dar repet, mie mi se pare super relevant ca avocatul, care are oricum cea mai mare deschidere către justițiabil, pentru că îl reprezintă și îl apără, ca avocatul să aibă o voce publică mai puternică, mai critică. Iertați-mi termenul, dar n-am altul la ora asta, mai agresivă în raport cu lipsa de atitudine a altor structuri din interiorul justiției, lipsa de atitudine publică. Această conduită este absolut obligatorie și în sensul ăsta gândim și noi, doar că trebuie să punem pe fiecare în dreptul poziției sale și cu atribuțiile pe care le are în sistem, în statul de drept și în sistemul judiciar, pentru că o inițiativă foarte importantă în acest sens, aceea de informare, de transparență, de deschidere către public, ar trebui să aparțină autorităților. De la guvern în jos, de ce nu la minister, ar trebui să vină aceste deschideri, pentru că noi ca breaslă putem să venim în întâmpinarea cetățeanului, dar poate că uneori ar fi tradus această deschidere ca o încercare de a capta clientela, de a atrage atenția asupra noastră. Nu cred, nu. Sunteți prea... Din această perspectivă, cred că și autoritățile... Suspectați prea mult. Și autoritățile trebuie să facă un pas în acest sens. Poate să aibă obligația asta. Și atunci, sigur că avocatul este un partener, și dacă un avocat vigilent, un avocat critic, un avocat care se pronunță pe legile importante care se dezbat și care se adoptă, este un avocat prezent care nu face decât să întărească democrația într-un stat. Domnul vicepreședinte, exact invers. Noi tot timpul clamăm că statul, autoritățile ar trebui să facă. Indiferent să de domeniu. Să fie determinate să facă. Asta am zis. Asta e cu totul altceva. N-am fost eu atent la nuanță. Iertați-mă, poate nu am exprimat. Eu cred că trebuie silit să fac. Silit. Aveți experiența a cel puțin 30 de ani, nu vorbim de comunism, în care vedeți că mai devreme sau mai târziu ajungem la silirea autorității publice să ia măsuri. Pentru că noi suntem în situația în care în România se moare pentru modificarea unui paragraf de lege. Se moare. Să prăjesc oamenii în foc,
sunt violați, sau se dau bătălii politice teribile pe chestiuni și se schimbă paragrafe de lege. Deci mie mi se pare că avocatul din această perspectivă a anormalității din România trebuie să fie o voce din ce în ce mai puternică și vreau să-l întreb aici pe distinsul nostru coleg care e foarte aproape și de mecanismul ăla îngrozitor care se numește politică, dacă împărtășește același punct de vedere cu al meu, că avocații ar trebui să aibă o voce mai agresivă în societatea românească, inclusiv în raport cu autoritatea, sau mai ales în raport cu autoritatea. Cu siguranță da. Dumneavoastră știți foarte bine că dacă priviți așa retrospectiv, constatați că în perioada interbelică, când exista o viață parlamentară despre care se vorbea altfel, mare parte din oratorii Parlamentului României erau avocați. Dar o să spun prim-miniștri, mă rog, președința ei Camerei, ai Senatului. Dar vocea avocatului trebuie să fie percepută în zona publică în mai multe maniere. Nu toți avocații pot face politică. Pe de o parte, una din probleme este că sunt foarte puțini avocați în politică. Chiar vorbeam cu președintele Uniunii, la un moment dat făceam o listă și constatam că există percepția asta, sunt foarte mulți avocați în Parlament. Nu e adevărat. Dacă îi numeri, nu găsești 15, da? Nu găsești 15 la modul care să fie înscriși în barou, dar sunt foarte mulți care sunt în politică de foarte multă vreme, care practic nu au o foarte mare legătură în momentul de față cu avocatura. Însă, avocatura ca și componenta societății civile, lăsând la o parte zona de avocați din politică, care trebuie să fie doar liantul unei bune comunicări și a unei relaționări care să ajute nu doar profesia, ci societatea în general. Deci, avocatura ca și componentă a societății civile, fără îndoială, trebuie să fie mult mai activă. Însă, vedeți, dumneavoastră, aici e o problemă care, de care nu trebuie să fugim. Da? De foarte multe ori, vârfurile profesionale ale avocaturii sunt și avocați de succes, de cele mai multe ori. Ca avocat de succes, ai clienți. Mari societăți române sau multinaționale, clienți care au diverse tipuri de probleme. În momentul în care avocatul devine un vector de opinie publică, el își periclitează într-o societate ca societatea românească relația cu clientul. Pentru că de foarte multe ori clientul spune: băi, domnul avocat, eu nu te plătesc pe tine ca să apar la televizor să critici procurorii când dumneata te duci cu mine la parchet și trebuie să mă asiști acolo. Sau să critici judecătorii când eu depind de o soluție. Pentru că e posibil ca ecoul demersului matale să se repercuteze asupra soluției din dosarul meu. Da? Sau clientul din zona comercială, din zona de consultanță, să zică: domne, eu nu-mi doresc ca mata să faci anumite lucruri, pentru că la un moment dat pot să fiu asociat și eu să am o problemă. Adică eu vreau liniște, vreau discreție. Și atunci, ăsta din capul locului este un, să zic așa, un element descurajant pentru o mare parte din avocații care sunt în vârful profesiei, care la momentul respectiv pot să aibă de ales ce fac, mă dedic 100% administrării treburilor profesionale sau mai fac și avocatură, da? Da, toți mari avocați în perioada interbelică care făceau politică nu aveau acest complex, nici această problemă. Dar nici judecătorii din perioada interbelică nu aveau anumite metehne care sunt contemporane astăzi. Adică în perioada respectivă, dacă un avocat se întâlnea la capșa cu un judecător, a doua zi nu era recuzat pe motivul că l-a cumpărat judecătorul. Adică societatea era un alt nivel, moralitatea era prezumată și respectată. Deci sunt foarte multe diferențe între societatea anilor 40 și societatea de astăzi. Da? Adică suspiciunea a devenit o regulă extrem de importantă, un criteriu extrem de important în toată zona asta. Aș merge puțin mai departe. Am trăit o epocă care n-a fost cea mai bună pentru avocatură. Da? Mai ales începând din 2010-2011. Da? Ea a început mai de mult. O epocă în care, pe de o parte, avocații au pierdut o parte din conținutul profesional al prestațiilor, da? În maniere diverse. Servicii noi au ajuns la alte profesii juridice, servicii care cândva erau în portofoliul avocaturii și care noi speram să le readucem în portofoliul nostru, au rămas unde erau sau, din contră, au început să fie partajate. Ori toată chestiunea asta, da, dublată de faptul că în materie de anchetă penală, în materie de instrucție, în materie de administrare a justiției, da, s-a mers foarte mult pe întărirea unui rol autocrat al magistratului și o
izolare parțială a avocatului, de foarte multe ori și colegii știu cu siguranță că au trăit sentimentul, puteai să ajungi într-o instanță în care că vorbeai cu completul sau vorbeai cu ușa, nu era o foarte mare diferență, da? Știai când ai intrat în sală că pleci cu mandatul sau știai că îți va fi respinsă calea de atac, știai foarte clar că ăla va sta 3 sau 4 luni de zile, că asta era practica, că apăruse la televizor și atunci, în momentul în care prestația ta nu era extrem de importantă, nici nu erai foarte încurajat să te duci la dialog interprofesional. Acum, să mă ierte Dumnezeu, și avocatul e om, da? Deci în momentul în care trebuie să mă duc la dialog interprofesional cu magistratul care în precedentele 5 luni mi-a respins 5 cereri la modul că m-a lăsat să vorbesc cu ușa, parcă n-am chemarea respectivă. Deci eu cred că tema care ne-a adunat să fim astăzi aici este de a prezenta societății cum este avocatul și avocatul să constate, să cunoască pe de o parte percepția societății și care sunt feedback-urile la diverse acțiuni care sunt specifice avocaturii. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu trebuie să ne ascundem, da? Dacă întrebi, adică avocatul, percepția societății despre avocat este, nu e unitară, dar conține niște lucruri în anume fel, care nu întotdeauna sunt extrem de corecte. Și atunci, pe unii îi deranjează, pe alții nu îi deranjează, că merg pe teoria, bă, frate, oricum nu câștig nimic din povestea asta, eu trebuie să-mi văd de treabă, dar ca organ profesional te interesează imaginea avocatului. Pentru că de foarte multe ori, dacă societatea avea o percepție corectă despre profesie, da? Cu siguranță și feedback-urile ar fi altele. Pentru că puțin din societate știu, ei se raportează așa, băi, am plătit avocatul, i-a dat o grămadă de bani, da? Și cu siguranță pentru banii a făcut asta. Puțini dintre cei care judecă avocatul știu că până să ajungi să câștigi o grămadă de bani, sunt multe, multe, sute, uneori mii de nopți, da? În care muncești pentru bani foarte puțini. Puțin știu că până și avocații care sunt considerați ca fiind foarte oneroși, foarte scumpi, au, nu momentele lor de slăbiciune, momentele lor de civism, de simpatie și au destul de multe cazuri pro bono, puțin cunosc în esență care sunt sacrificiile pe care le face un avocat. Și banii nu înseamnă chiar totul. În general nu sunt chiar atât de mulți, cum se vorbește, iar pe de altă parte implică niște sacrificii care, dacă ar fi cunoscute și dacă s-ar vorbi cu puțin mai multă onestitate de ambele părți, da, situația ar arăta altfel. Vă mai spun un lucru și închid. Am fost de foarte multe ori la diverse televiziuni care, în epoca aia de frumoasă amintire, propovăduiau un anumit mod în care se făcea justiție în România. Fără îndoială, erau moderatori care erau extrem de imparțial cât puteau să fie, dar erau moderatori care erau guarnele trompetei, guarnele sistemului sau trompetele sistemului. În urmă cu vreo 2 ani de zile, n-aș vrea să greșesc, poate 2 ani jumate, la finalul unei emisiuni, moderatorul spune, așa foarte brusc, cu 10 secunde înainte, pentru o perioadă, este ultima emisiune pe care o moderez, o să mă retrag o perioadă. Bun, la final am ieșit și am aprins o țigară undeva în afara platoului. Și a văzut așa că mă uit la el și zice, a, ție nu ți-am spus, de astăzi nu mai fac emisiuni. Și eu zic, dar s-a întâmplat ceva? Zice, da, zice, au început urmărirea penală împotriva mea, zice, e o mizerie ce mi-au făcut, da? N-am putut să cred niciodată. Păi zic, mă, da, tu, 4 ani de zile, da? În momentul în care încercam să-ți arătăm niște lucruri, să punem în dezbatere, că nu am eu dreptate, pun în dezbatere, vedem care e situația. Spuneai că un om cinstit n-are nevoie nici măcar de avocat. Deci un om cinstit, omul era moderator și nu e singurul, da? N-ai nevoie ca om cinstit de avocat, pentru că procurorul administrează probe și în favoarea ta. Deci dacă ești cinstit, duci acolo, te dezbraci, spui adevărul și procurorul va spune, ok, du-te acasă, îți dă și o cafea, eventual te întâlnești cu mașina Iisusei acasă, da? Ei, pentru cei care au urmărit, și zona medie e cea mai vizibilă, da? Sunt foarte mulți moderatori la care dacă e emisiuni de acum 4 ani de zile și le cuplezi cu emisiuni de astăzi, îți dai seama de o modificare. Și în perioada aia foarte mulți spuneau, domne, avocat, nu avem nevoie de avocat, ce e avocatul? E unul care încurcă justiția din cauza căruia să lungesc dosarele. Păi normal că dacă nu e avocatul, judecătorul intră în sală, procurorul spunea, dați mandat, în 10 minute închideam povestea. Da? Ei, când lucrurile astea vor ajunge să fie dezbătute fără patimă, că eu nu neg, eu recunosc că sunt pătimaș, că sunt avocat și evident că sunt subiectiv. Dar când lucrurile astea vor fi dezbătute fără patimă, când lucrurile astea vor ajunge să ajungă la o zonă de firesc, când mă voi putea întâlni cu un judecător, da?
Îl voi putea invita la ziua mea, fără să mă gândesc că mâine tocmai va spune, domnule, l-am cumpărat pe ăla sau nu știu mai ce, când el va putea să întâlnească cu mine la un restaurant, să stea cu mine la masă, fără să existe toată nebunia asta. Și vă spun că la câteva sute de kilometri, la 200 km de domnul Baco, în Ungaria, există asociații profesionale între judecători, procurori și avocați. Există cluburi, se întâlnesc, n-au nicio problemă, pot avea discuții cu judecătorii și nu există nicio problemă de genul ăsta, da? Ține de civilizație, ține de educație, ține de lista suspiciunii. Și atunci asta, vreau să ajung să trăiesc epoca aia. Eu sper, nu sunt foarte bătrân, motiv pentru care sper ca măcar la pensie să mă uit la televizor să constat că lucrurile s-au întâmplat. Sunteți excesiv de optimist. Și dacă ceea ce facem noi aici va ajuta cu un centimetru în acest traseu care are mulți kilometri, cred că am făcut un lucru bun. Vă mulțumesc. Va ajuta și eu vă mulțumesc, dar să știți că centimetrii ăștia ajută întotdeauna. Numai că durata de timp în care centimetrii ăștia se fac kilometri necesari ne surclasează pe toți. Pe toți. Pe toți cei de aici, inclusiv ăia tineri. Nu vă faceți iluzii. Din perspectiva Parlamentului, Parlamentul a făcut pași și datorită efortului avocaților parlamentari, care chiar se mișcă, chiar dacă nu e foarte vizibil. De exemplu, președintele Uniunii este invitat marți la Comisia Juridică a Senatului, unde urmează să se dezbată niște legi de aprobare a ordonanțelor importante în justiție. Da? Cea cu Siju, cea cu pensionarea magistraților la 20 de ani, cea cu ordonanța 7, cea cu ordonanța 12. Da? În momentul ăsta s-a agreat cu atât cu Senatul cât și cu Camera Deputaților ca UNBR-ul să aibă un reprezentant permanent, salariat, care să asigure buna comunicare între Parlament și Uniune. Serios? Da, Uniunea va fi invitată permanent. Asta e un lucru necunoscut. Uniunea, păi, mă rog, urma să-l anunțăm într-un moment în care putea fi anunțat, da? Bun, deci Uniunea va fi... Îmi place asta. Nu doar partener instituțional, ci va fi prezentă constant acolo, da? Iar președintele va desemna în raport de problema dezbătută avocați specializați care să reprezinte punctul de la Uniunii la lucrurile importante. Da? Pentru că și noi credem că e normal ca UNBR-ul să fie acolo. Pentru că dacă avem nevoie de aviz obligatoriu de la CSM, da, e normal să avem și părerea avocaților. Pentru că așa e normal. Pentru că avocații nu fac parte din CSM. Dacă avocații ar fost o treime din CSM ca să respectăm principiul egalității juridice, probabil că nu era necesar asta. Dar pași se fac. La un moment dat, eu v-am spus, facem câțiva centimetri și după aceea poate crește viteza. Mulțumesc. Am și eu dreptul așa subiectiv cum sunt, să vă spun că putem să sperăm, dar durata e mare. Prefacerile sunt numeroase, majore, complicate. Domnul profesor Turculean, că veniți din zona Craiovei, lângă Craiova e o localitate, se cheamă Caracal. Nu știu dacă avocatul care reprezenta unul din clienți în cazul Caracal și care mi se părea că nu mai frizează ridicolul, ci frizează metafizica pură, este în vederile dumneavoastră, în așa fel încât comunicarea avocatului cu opinia publică, cu forumul public, să nu conțină ieșiri de acest gen, pentru că ele nu fac bine avocaturii. Și nu e singura ieșire de acest gen. În cursul ultimilor, să zicem, 20 de ani, o mulțime de avocați, chiar dacă erau bărbați, și-au ridicat poalele în sus, fără niciun fel de jenă, debitând numeroase prostii. Trebuie să spun același lucru și despre unii procurori, care au devenit între timp avocați, care fac aceeași prestație în altă parte a eșichierului media. Și tot așa, sunt partizani, sunt hipersubiectivi, sunt manipulatori. Cum face Uniunea, care are această viziune pe care o aplaud, de a se deschide către justițiabil, adică către opinia publică, să tempereze elanul unor asemenea membri ai baroului? Atitudinea colegului nostru n-a rămas trecută cu vederea. El a fost chemat la barou, decanul a avut o discuție cu el, a informat Consiliul, dar prezența lui în rândul avocaților este o consecință a ceea ce spuneați dumneavoastră la început, și anume o deprofesionalizare a corpurilor profesionale.
Și acest lucru s-a întâmplat din două motive. Una, profesia a făcut foarte multe concesii înainte de a organiza un examen de intrare în profesie securizat. Și doi, este o consecință a excesului de facultăți de drept care sunt fabrici de eliberat diplome de absolvent al facultății de drept. Și consecința o culegem acum când cetățenii au nevoie de un avocat și se întâmplă ca unul din cei care au profitat de aceste slăbiciuni ale societății să fie în dosarul respectiv. Spuneați dumneavoastră că n-ați văzut-o sau că nu se observă o solidaritate de corpuri profesionale între profesiile juridice. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și susțin mereu că s-a produs și s-a adâncit o distanțare între profesiile noastre juridice. Lucru care nu s-a întâmplat. De 30 de ani în continuu se întâmplă lucrul acesta. Cred că n-am depășit faza copilărească în care încearcă fiecare profesie să-și arate forța. Să nu spun mușchi. Să-și arate forța, să ne arătăm cine este cel mai important în această societate. Niciodată în avocații nu își vor arăta forța în felul acesta, pentru că ei nu au pârghile puterii. Ei nu fac decât să reprezinte un drept constituțional și anume accesul la justiție și dreptul la apărare. Dar întâlnirile care au loc sunt mai degrabă rodul unor relații și unor intenții de bună credință, să zic eu, ale unor oameni care conduc profesia și la nivel central și la nivel de barouri și uneori au avut tendința numai de a bifa niște asemenea întâlniri. Noua conducere a UNEBR însă a și reacționat și vă anunț acum, probabil să spuneți, n-am știut treaba aceasta, că la anul, la propunerea UNEBR, probabil că va avea loc prima conferință a profesiilor juridice din această țară. N-am inventat-o noi, am luat-o de import, dar lucrul acesta înseamnă participarea la o conferință care să identifice vulnerabilitățile care există în materie de apărare a drepturilor fundamentale ale omului. Vom avea de asemenea o întâlnire, tot în premieră vă spun, cu parlamentarii avocați. Lucruri care nu s-a întâmplat până acum. E adevărat că ei sunt foarte puțini. Se vorbea despre perioada interbelică. În opinia mea, avocații, cei care au intrat în parlament, au și reușit, și avem dovadă colegul nostru, dar de cele mai multe ori le-a fost foarte greu să intre în ceea ce definează dumneavoastră mai devreme politicul românesc. Și știți de ce? Pentru că avocatul este un om independent, care trăiește prin mintea lui și care nu este obișnuit să se supună unora care nu au argumente. Ori politica românească nu acceptă asemenea chestiuni. Și din acest motiv avocații au preferat să-și îndeplinească menirea lor de apărători ai cetățeanului, pentru că spun lucrul acesta pentru că foarte mulți cred că avocații fac altceva, că iau onorarii și își văd de treaba lor. Nu, ei reprezintă pe cetățeanul care plătește impozite în această țară și care are nevoie de apărare. Cam asta cred eu că este situația în acest moment și eu cred până la urmă că depinde de noi, cei care conducem destinele profesiei, să schimbăm oarecum modalitatea în care ne prezentăm societății. Să nu mai fim percepuți numai ca cei din sala pașilor pierduți. Să fim percepuți și ca cei care constată și atrag atenția asupra derapajelor care intervin în actul de justiție. Pentru că sunt foarte dese aceste derapaje. Sigur că îți asumi un risc atunci când faci lucrul acesta, dar când ți-ai asumat și funcția pe care ai obținut-o, ți-ai asumat și riscul de a atrage atenția societății că se întâmplă un derapaj. Ori, din păcate, în ultimul timp, eu nu aud foarte des vorbindu-se de derapaje, decât pe la colțuri, pe unde nu ne aude, să zic așa, nu suntem decât noi. Ar trebui să fim un piculeț mai activi în piață, sigur, să ne asumăm oarecare riscuri, dar în măsura în care ceea ce spunem noi este corect, cred că nu ne asumăm niciun risc și nu ni se poate întâmpla nimic. Mulțumesc foarte mult, aveți perfectă dreptate. Eu am definit asta drept obrăznicie, mi-mi place să spun lucrurile ușor mai agresiv ca expresie, în așa fel încât să se înțeleagă că e diferență mare între a pune capul în pământ și a nu scoate o vorbă
și a milita public chiar cu vehemență pentru interesele justiției și ale cetățeanului. Domnul Dragnea, ce mai faceți? Ziceți că faceți bine? Vorbim despre, da, în contextul cazului pe care l-ați pomenit și al faptului că un avocat din Baroul București a avut o prestație pe care dumneavoastră ați apreciat-o ca fiind un pic nepotrivită. În primul rând îmi apăr colegul și spun, deocamdată, am înțeles, eu nu o să-mi însușesc acest punct de vedere, fiindcă am obligația de abținere. Deocamdată colegul nostru beneficiază de încrederea clientului său și e un element esențial. Nu poți fi avocat sau nu poți vorbi dacă nu ai acordul clientului, iar dacă ai vorbit nepotrivit, clientul este cel care trebuie să te sancționeze primul. Din ce cunosc, la acest moment, respectivul avocat are un mandat în curs de executare. Noi avem o procedură, avem o procedură disciplinară, nu disciplinară, iertați-mă, de cercetare preliminară, pentru că și avocatul la rândul său s-a plâns de anumite încălcări ale legii din partea autorităților judiciare cu care a lucrat, din partea procurorilor. Motiv pentru care suntem datori să verificăm și dacă a fost încălcat dreptul la apărare, astfel încât să fim în același timp și element de control al avocatului, dar și element de protecție al avocatului. Pe de altă parte, cu toată sinceritatea vis-a-vis de lamentabil, cu toată sinceritatea... Să vorbesc la microfon. Domnul Dragne, da. Vreau să vă opriți puțin la dualitatea asta. Pe de o parte, trebuie să stați cu ochii pe avocați, da, să nu încalce codul deontologic. Corect. Pe de altă parte, doriți ca imaginea avocaturii în public să aibă altă calitate. De acord. De, ceea ce cum privește... se împacă acest mecanism dublu? Sigur. Noi avem regulile deontologice bine stabilite. Ne interesează ca imaginea fiecărui avocat și pe care de consecință imaginea tuturor avocaților reflectați, inclusiv în colegul nostru care a ieșit în, pe ecran, să fie una bună. Dar trebuie să avem în vedere faptul că, până la urmă, cei care îi selectează pe avocații care ies la televizor, sunteți dumneavoastră, jurnaliștii. Motiv pentru care spun foarte clar că nu avem filtre prin care să cernem avocații care să dea bine pe sticlă și avocații care să dea mai puțin bine pe sticlă. Și acum mă întreb foarte serios dacă opinia publică sau jurnaliștii respectabili au spus că un avocat a avut o prestație lamentabilă, de ce a mai fost chemat? Vedeți, sunt lucruri în care... Aici pot să vă dau eu răspunsul. Noi trebuie să fim... Știți foarte bine. Nu, să fim onești și să spunem în felul următor. Nu, că dacă și ziariștii greșesc. Unde-i tămbălău, prostie și poale așa, bun, e și audiență. Și atunci băieții, dacă nu știu meserie, folosesc mijloacele astea pentru audiență. Și atunci îmi aduc aminte de vorba unui jurnalist în momentul în care un cetățean care era în vizorul justiției, mă rog, nu al justiției, al parchetului și evident forfecat de anumiți jurnaliști, l-a întrebat justițiabilul cu mine ca avocat lângă el, dar despre asta de ce nu ai scris? Era exact partea dintr-un document care a anulat partea din documentul citat de jurnalist. Și jurnalistul a spus, pentru că nu mai prezenta interes pentru opinia publică. N-ar mai fi avut farmec articolul. De asta spun că trebuie să facem cumva o separare și aici. Cui revine cumva responsabilitatea de a vedea oameni chipzuiți lângă el la pupitru? Numai dumneavoastră, numai uniunii și organizații noastre profesionale, nu ziariștilor. Ziaristul e un spectator care poate să spună și el prostii, ca și avocatul în cauză. Nu e nicio problemă. Dar răspunderea profesională
etică, morală, e a organizației. Sunt cu totul de acord. Sunt cu totul de acord și am spus, avem funcția de autocontrol, de disciplină, de curățarea profesiei, de eventuale persoane care nu fac cinste profesiei de avocat. Pe de altă parte, trebuie să fim ajutați. Pentru că dacă, presupunând am aplica o sancțiune unui avocat care dă bine pe sticlă, sunt aproape convins că vor fi câțiva jurnaliști care vor spune am un subiect, hai să-l transformăm pe omul ăsta în victimă. În victimă. Asta e situația. Pe de altă parte, m-aș feri să institui niște norme disciplinare sau norme deontologice care să inhibe pe avocat să vorbească. Pentru că exact asta ni s-a reproșat. De ce nu vorbiți mai mult voi avocații? De ce ieșiți puțin voi avocații? Și eu zic asta. Și eu cred că vorbiți puțin public. Răspunsul meu a fost... Noi vorbim la fel, dar sunt timpuri în care urechile celor care trebuie să ne asculte sunt închise sau acoperite și timpuri normale. Acum suntem, să zicem, în timpuri pe cale să devină normale. Deci, din această cauză spun că trebuie să vedem dacă este cineva să ne asculte. Greu de dovedit un avocat care găsește imediat soluții. Știți că sunt niște aparate cu care se scoate ceara din urechi. Am înțeles. Și tot pe bază de atitudine violentă. Aparatele cu care aparatul. Se scoate ceara din urechi sunt la ei, nu sunt la noi. Deci... Ultima idee pe care o am de spus este că libertatea de exprimare a avocatului trebuie să fie cântărită și din perspectiva asta, de asta am zis că nu mi însușesc nepotrivirea de care vorbeați în ceea ce îl privește pe colegul avocat, libertatea de exprimare a avocatului trebuie să fie încurajată chiar cu riscul de a avea uneori mici excese. Pentru că așa este cântărită și libertatea de exprimare a jurnalistului. El poate să fie și un pic mai acid. Așa poate e. Să vorbească. Are dreptul să și greșească în interes public. Din această cauză, zic că dacă din 10 avocați care ies în zona media, 9 sunt oameni care dau bine și spun lucruri normale și sunt chibzuiți, iar 10-lea are un mod atipic care... surprinzător crește ratingul, stai să te gândești, să intervii cu securea sau să încerci să corectezi. Da, trebuie să încerci să corectezi în așa fel încât să nu intimidezi avocații să vorbească. Pentru că altfel reacția este inversă. Ei sunt în general greu de intimidat. Da, nu, asta e subiectul. Adevărul este că nu suntem ușor de intimidat și că dacă am reușit să rămânem ca profesie și în vremuri mult mai grele decât cele din perioada 2000, cât am zis noi că a fost, înseamnă că suntem un corp... Eu de aia sper că până la urmă, din corpurile astea ale justiției, avocații trebuie să fie cei mai obraznici și cei mai agresivi în piața publică, pentru că știu să ne apere interesele noi ale justițiabililor. Domnul Bacu, noi trăim într-un paradox, mă rog, în multe paradoxuri. Cum ar fi sistemul ăsta prin care justiția a devenit un fel de teritoriu de spațiu mioritic al lui Blaga, e de alvale. Ba sus, ba jos, ba sus, ba jos. Și în esență să știți că nu e sus mai deloc, e undeva pe la mediu. Și mai mult pe jos și pe la mediu. Pe sus e mai greu încă. Mai avem... Reforma justiției nu s-a făcut nici măcar în documente, dar minte în exercițiu curent al activității juridice. Mă rog, ăsta e părerea unui justițiabil. Dar mai avem un paradox. Deși sunt mulți avocați în România, nu se găsesc avocați pentru vreo aproape 6 milioane de români. Și aș vrea să văd dacă Uniunea Națională a Barorilor de Avocați poate găsi o abordare către cele
39.000 de spețe grave ale cetățenilor români din diasporă, de care nu se ocupă niciun avocat român. Mi-a spus o întrebare provocatoare. Nu, e chiar prietenească. Da, păi că așa, pentru că suntem prieteni, văd că... Chestiunea aceasta cu cetățenii români care domiciliază în străinătate și care au probleme juridice în străinătate a stat și stă în atenția organelor profesiei, doar că va trebui să știm o chestiune. Noi nu putem reprezenta din România un cetățean român într-un proces în Spania sau în Italia, pentru că este o altă legislație pe care nu știu cât de mult... atunci, dacă e altă legislație, ce căutați în Uniunea Europeană a avocaților? Păi stați puțin, că și străinii au treabă stați la noi. Stați în Uniunea Românească. Nu, stați puțin. Deci aici este, dacă discutăm de Uniunea Avocații Europeni, este o asociație profesională care face chiar un schimb între profesioniștii avocaturii. În sensul că dacă eu am o problemă cu un cetățean român în Italia, contactez un avocat italian și îl pun în legătură cu cetățeanul care are probleme. Dacă un cetățean spaniol are o problemă în România, sunt eu contactat sau alți membri ai Uniunii Avocaților Europeni care sunt avocați români și intră în contact. Este o colaborare interprofesională. Dar noi avem avocați străini în România care nu au nicio problemă cu legislația românească. Și avocați români sunt în străinătate, care așa fac parte din barourile din Paris, din Milano, din Roma, din Madrid și sunt chiar foarte mulți avocați români care profesează în țările europene și apără drepturile și libertățile cetățeanului român care se află în străinătate. Deci această chestiune există, în care avocați români sunt înscriși în barourile sau colegiile de avocați sau ordinele de avocați străine și care profesează în aceste țări. Cum și la noi sunt înscriși, noroc, cu respectarea legii, avocați străini care profesează alături de avocații români. Asta se întâmplă, este o chestiune absolut normală. Dar eu aș reveni un pic la ceea ce spuneați dumneavoastră când am început emisiunea, faptul că avocatul nu prea este prezent în cetate. E drept că tocmai asta ne-am propus noua conducere, să ieșim în cetate și să prezentăm, de fapt, realitatea în ceea ce privește avocatura. Într-o țară în care un fost ministru al justiției spunea că libertățile și drepturile omului sunt un vix și un lux, este greu să fii avocat. Pentru că în condițiile în care un drept al cetățeanului este considerat un lux și a apăra acest drept revine avocatului, pentru că el este cel care apără cetățeanul. Drepturile și libertățile cetățeanului sunt apărate de lege. Dar cetățeanul este apărat de avocat. Iar avocatul este cel care este tot timpul pus în situația în care va trebui să lupte pentru cetățean. Cred că aici noi am făcut o închistare un pic a profesiei, în sensul că n-am luat atitudine atunci când trebuia să luăm atitudine. Nici față de această afirmație pe care o făcuse un ministru al justiției, profesia n-a reacționat așa cum ar fi trebuit să reacționeze, pentru că în mod normal, și la o altă afirmație făcută de un fost președinte al altei curți de casație și justiție, care spunea că niciodată acuzarea nu va fi pe picior de egalitate cu apărarea, nici atunci n-am reacționat. În ceea ce spuneați noastră cu acele dezbateri publice la care să fie invitați, la care să participe procurori, judecători și avocați, noi tot timpul am avut această deschidere. Cei care au o reticență în a avea aceste dezbateri publice, sunt magistrații, pentru că iau și niște reguli care nu le... Care dintre magistrați? Și judecătorii. Că procurorii mai prestează. Niciodată. Magistrații, procurori? Și procurorii și judecătorii au o reticență în a ieși pe post sau într-o dezbatere publică în care să discute realitățile din justiție. Ceea ce nu se întâmplă în Occident. Evident. Unde sunt aceste
chestiuni sunt absolut, absolut firești și normale. Există această chestiune de, exact de ce spunea colegul Daniel Fenechiu. Această chestiune, doamne, stai puțin, dacă discut cu un judecător, sau judecătorul dacă discute cu un avocat, deja se pun la lucru, la cale tot felul de lucruri. Ceea ce nu este afară. Unde este normalitate și, de fapt, la noi a fost o normalitate până în anii 2004-2005. Da, numai că dezbaterile publice pe care le sugeram eu nu sunt la capșa, la cafenea. Nu. Nici nu, la restaurant, la un mic și o bere. Ci sunt publice, publice, au rol lucrativ, sunt cu teme ca dezbaterea dumneavoastră, sunt cu răspunderi publice la care șefii structurilor ăsta trebuie să răspundă și să-și asume răspunderea. La care trebuie să participe și ministrul justiției, că are și el un rol, și structura CSM-ului. Aceste întâlniri nu s-au făcut în România. Nu s-au făcut, îmi pare foarte rău. Nu s-au făcut la modul public dezbatere. Da. Și vreau să vă mai spun ceva. Eu am discutat, am avut o întâlnire și cu CSM-ul. Le-am spus 3-4 din problemele grave ale justiției. Le evită, se feresc ca de dracu. Deci tipul ăsta de atitudine, până la urmă, ăsta emană dinspre actorii justiției. Problemele grave, fuge toată lumea de ele. Este diplomatic din partea noastră ca noi să facem evaluări de orice gen asupra celor care sunt partenerii noștri indispensabili în tot ceea ce înseamnă justiție. Adică, indiferent care este percepția mea sau altor colegi, nu cred că e în regulă ca eu să vorbesc în numele profesiei despre judecători, despre procurori, despre CSM. Pentru că fiecare lucru, nu care, despre nu, ei, dar fiecare lucru despre care îl spun... Problemele majore ale justiției, nu despre puțin, oameni. Dar problemele astea s-au discutat. Vă dau un exemplu. Există un dialog interinstituțional constant cu înalta curte. Există la care chiar acum o săptămână de zile am fost cu președintele Briciu, cu președintele Dragnea și cu prodecanul Flavia Teodosiu, ne-am întâlnit cu președinta în alte curți, cu doi vicepreședinți și chiar am rezolvat o parte din probleme. În momentul când vor fi efective, le vom comunica avocaților care le vor putea și vedea. Adică nu mai sunt în epoca în care îți dăm comunicate că am fost, ne-am întâlnit, a fost frumos și am băut o cafea. Da? Nu vreți să mă înțelegi. Nu la înțeles. Astea mă refer. Nu la astea profesionale. Dacă îmi dați puțin alea publice. Da, să vă spun, dacă nu 3-4 deci, lucruri grave pentru care suferiți și dumneavoastră, care nu se discută. Deci, domnul Tatulici, comunicarea publică de acest gen este undeva o medie între cea interprofesională și cea umană normală, da? E o medie undeva. Că trebuie să ai și un anumit tip de abordare și o dorință să mergi mai departe ca să ieși din zona comunicării interprofesionale. Pentru că vine pe comunicare publică, da? Prezintă foarte multe riscuri. Societatea trebuie să fie pregătită și noi suntem pregătiți. Hai să vedem dacă sunt și ei. Domnul Fenechiu, riscul ăsta se numește normalitate. Okay, da. Normalitatea de mult o sperie. E îngrozitor să spui astăzi în România de azi că normalitatea este un risc. E un risc? Nu e. N-aș vrea să vă răspund mă politic. Mă scuzați, domnul președinte. Eu... cred că am înțeles cam ce vreau să spuneți în realitate. E clar că, din punct de vedere al profesiilor noastre, au existat și există și în prezent suficiente, poate nu suficiente, dar destule întâlniri. Nu, chiar și luna trecută, chiar în sala asta, am avut o întâlnire la care au participat și procurorul adjunct al parchetului de pe lângă înalta curte și președinta curții de apel, domnul decan, domnul vicepreședinte, în care am dezbătut problemele noastre. Adică ce probleme avem noi în București cu justiția. Și am fost foarte plăcut impresionați că președinta curții de apel ne-a anunțat că, de exemplu, o să implementeze un program prin care putem să vedem de pe calculator dosarul. E o problemă noastră. Sigur că ea produce efecte și pentru justițiabil, că câștigăm timp prin asta, câștigăm... Evident, dar nu e chiar dimensiunea despre care vorbeați dumneavoastră. Sunt însă, într-adevăr, teme unde am avut reticență și unii și alții să discutăm. Magistrații au o reticență prin faptul că au obligația de rezervă și că de multe ori problemele interesante pentru public n-au cum să nu intre în zona politică. Asta spun și studenților de multe ori. Nu, politica e peste tot.
E foarte greu. În momentul în care vorbești de pensii, în momentul în care vorbești de salarii, în momentul în care vorbești de incompatibilități, vorbești de politică, de fapt. Că alea sunt politici sociale. Judecătorii și procurorii sunt învățați să educați, să nu vorbească peste, pe aceste teme. Dar aceste teme vin peste ei, pentru că și ei au pensii, și ei au incompatibilități, și ei au salarii. Aici, într-adevăr, este rolul și am văzut că fac pași în sensul ăsta, de a educa, a se educa cât anume au voie să spună, cum să spună, astfel încât să nu își încalce obligația logică de a nu face politică și obligația de rezervă. Noi însă nu suntem ținuți de lucrurile astea. Pe bună dreptate, noi putem fi mult, mult mai expliciți și putem, într-un fel, să spunem și ce nu pot ei să spună. Corect. De fapt, asta cred că este ecuația. Pentru că noi știm ce-i doare și pe ei, noi știm ce ei nu pot să de spună fapt, asta tot și poate că ar trebui să spunem noi, asta, făcând un serviciu tuturor. Exact asta de exemplu, cu 2 ani. O temă, nu vreau să o lansez, să o dezbatem acum, dar o temă a fost MCV-ul. Noi știm că sunt lucruri bune, lucruri rele acolo. Dar uite, de exemplu, se putea spune ceva care e foarte clar. Observăm că MCV-ul, deși el este un mecanism de verificare a întregului sistem judiciar, vorbește în proporție de peste 80% despre justiția penală și foarte puțin despre justiția civilă, ca și cum într-un stat penalul ar fi mai mult decât civil. Nu aveți dreptate. Consultați, vă rog frumos, ghidul de construcție a rapoartelor MCV. Se spune foarte clar acolo că 90% din problemele pe care MCV-ul le analizează sunt la justiție cele penale. Da. Cele civile nu interesează. Exact, asta spun. Nu interesează. Dar în realitate justiția într-un stat, chiar și al nostru, într-o proporție 85% civilă. Ce? 85% e puțin. Ar trebui să fie în proporție de 90% MCV-ul civilă. MCV-ul prevede regula... libera circulație într-un spațiu securizat și acolo penalii sunt cei periculoși. Hoții de buzunare, să știți că conviețuiesc cu ăștia așa cu. Din păcate. Problema MCV-ului nu e atât pentru justiția penală, pentru justiția civilă, fiind în Uniunea Europeană, e foarte importantă justiția civilă. De ce? Pentru că statele europene își recunosc hotărârile judecătorești fără alte verificări. Ceea ce înseamnă că fiecare stat dorește ca justiția din alt stat să fie una consolidată, astfel încât să nu aibă o problemă recunoscându-i hotărârile. Dar majoritatea hotărârilor dintr-un stat sunt hotărâri civile. Eu spuneam tema că o problemă e aceasta. Se clarifică anumite lucruri, dar în mare măsură referirile principale sunt la partea de justiție penală, iar partea de justiție civilă, care are mari probleme și ea, este ignorată pentru simplu fapt că nu e interesantă, poate din punct de vedere politic. Nici vorbă. Este o abordare care nu este corectă. MCV-ul, pe lângă faptul că este un raport gestionat politic și redactat politic, se construiește pe baza semnalelor venite din țara de referință, iar ONG-urile din România n-au avut vreo problemă cu judecătoria Bolintin. Au avut o problemă cu justiția penală. În momentul în care 5 ONG-uri în justiția civilă vor veni să spună și în justiția civilă este, așa se construiește ONG-ul. Eu știu că așa e. Eu spuneam dacă e corect. Dar domnul președinte, dacă la masa asta în locul domnului Tatulici era un președinte de instanță și dumneavoastră ați fi abordat o problemă în care spuneați ce doare magistratul, aveați vreo garanție că nu vă contrazice? Pentru că asta e principalul test. Pentru că în momentul în care tu abordezi cu un magistrat lângă tine problema, da? Adică îi preiei problema și îi dai drumul în spațiu public și ești contrazis, mă tem că doar nu o mai faci. Mă rog. Eu aș încerca. Mi se pare că sunteți așa temători. Nu mi se pare. Eu nu sunt temător, dar eu vreau să spun un lucru. La Comisia Juridică, pe vremea când președintele era Cazanciuc, am avut la un moment dat o consultare cu foarte mulți magistrați, inclusiv din CSM, și am constatat următorul lucru, că dialogul privat de identificare a problemelor și a soluțiilor
era fundamental diferit, uneori chiar diametral opus, față de poziția publică exprimată în momentul în care persoana venea în calitate oficială. Și atunci este foarte greu, oricât de mult ai vrea să faci, acolo vorbind, mă dedublez la masa asta, să faci politică, în contextul în care oricât de pulcen ai fi, ți-e foarte greu să adaptezi la o problemă de genul ăsta. Adică eu îți prea o problemă, o pun în dezbatere cu toate argumentele tale și tu îmi dai în cap la argumentele date de tine? Pentru că, în primul rând, pe lângă ce vrem noi să facem, și magistratura are nevoie de mai multe lucruri. Iar poziția noastră, care din nou nu se știe, de exemplu, acum se discută în spațiu public despre prorogarea INM-ului de 4 ani și chiar modificarea în sensul revenirii la INM-ul de 2 ani de zile. UNBR-ul a emis sub semnătura președintelui o adresă aprobată în Comisia Permanentă către Ministerul Justiției, către Comisiile Juridice și către INM, în sensul că UNBR-ul are capacitatea să asigure condițiile necesare pentru cele 6 luni de zile în care viitorii auditori de la INM să poată să-și facă practica de rigoare. Pentru că este una să scoți judecători după 2 ani de zile, fără nicio legătură practică, la 24 de ani, și alta în contextul în care au văzut un notariat, au văzut un birou de avocatură, au văzut un penitenciar și așa mai departe, da? Pe de altă parte, puneți-vă în locul unui avocat cu o demnitate profesională, domnului Briciu, care marți trebuie să ne spună cum se poziționează UNBR-ul. Eu acolo sunt fericit, pentru că eu acolo sunt în poziție de decident politic, da? Cum se va poziționa în raport de povestea în care decidentul politic vrea să proroge norma care prevede pensionarea la 20 de ani, asociațiile magistraților și CSM-ul spun, nu, tată, trebuie să ne pensionăm la 20 de ani, și îl întrebăm pe domnul Briciu. Domnul Briciu, ce vrea avocatul din România? Îl pensionăm la 20 de ani, la 25? Bun. Și asta este întrebarea la care domnul Briciu trebuie să răspundă, da? Bun, domnul Briciu s-au trimis domnului Briciu și la un nivel, eu trebuie să mai răspund la 2 întrebări, da? Domnule, ce facem cu INM-ul? CSM-ul și judecătorii spun, nu, tată, lăsăm de 2 ani de zile și toate bune și frumoase, da? Pe de altă parte, interesul nostru personal cred că e altul. Mai trebuie să răspundă. Cu completele de 3, ce facem? Le amânăm încă un an, 2, 3, 5? Deci, din punctul ăsta de vedere, dialogul ăla public de care vorbiți dumneavoastră, da? Nu e foarte simplu de făcut. Vă mulțumesc. Toate lucrurile din sfera profesiunii noastre sunt complicate. Dar de aia le discutăm, că altfel am fugit cu toții, naibii. Da, dar numai pe aici, pe la bibliotecă. De câte ori sunt întrebat, dar nu mai interesează pe nimeni. Domnul Tatălice, pe domnul vicepreședinte, vreau să vă spun că... Doar o clipă, mi-mi scuze, că era în continuare ce l-a spus de colegul nostru Daniel Fenechiu, ar trebui să te întrebați pe dumneavoastră în calitate de parlamentar și om politic de câte ori a avut alte opinii decât șeful de partid. Pentru că în situația în care ești și parlamentar, ce faci? Ce primează? Calitatea de avocat, lider al avocaturii? Sau... om de bază, nu, într-un partid politic care are o anumită aplicare, pentru că și direcție, și o secundă, pentru că dacă primim MCV-ul, îl putem privi din toate unghiurile, nu? PSD-ul spune într-un fel, liberalii spun altfel, USR-ul o ia în altă direcție și așa mai departe. Din păcate, nu se poate ca un avocat din PSD, unul din PNL, unul din USR, să vorbească aceeași limba profesiei, ci să vorbească limba politicii, care e diferită pentru fiecare în parte. Asta e problema. Eu mă îngrozesc când aud asta. Cum naiba să fie limba politică diferită? Asta e groaznic. Să nu mai spuneți asta, domnul vicepreședinte. Da. Nu e diferită. Mama lor de... Nu știu. Ei trebuie să facă toți aceeași politică în interesul cetățeanului. Și dacă nu se înțeleg, există soluții agresive care merg de la dat foc la mașini până la spânzurat. Spânzurătoarea mi s-a părut, s-a abrogat. Da. Ca martor... Da, dat foc la mașini mai merge. Ca martor al acelei vremi, pot să confirm, am participat la niște dezbateri în care am fost absolut șocat să văd avocați care votau împotriva legii profesiei de avocat, că domnul Ferechiu a făcut notă discordantă față de poziția partidului, partid care ulterior a revenit la sentimente bune față de avocați și a votat altfel decât trebuia, din perspectivă politică. În alți termeni, și dacă avem niște directive politice și suntem avocați jet by jet, s-a dea, atunci votăm avocățește. Corect.
Să știți că așa cum ideile noastre sunt diferite aici, așa este și practica judiciară. În pofida faptului că un deziderat este să fie o practică unitară. Cam așa, e și, cam așa e și practica, știți asta, da? V-am reamintit-o și am spus-o public, ca să... Da. Acum, dumneavoastră vorbiți mereu, deși noi vorbim de starea de normalitate. E greu să definim starea de normalitate după decenii de anormalitate. O stare de anormalitate o regăsim în țările civilizate care au delegații ale profesiei de avocat la Comisia Europeană. Și dau exemplu Germaniei, Franței, Italiei, care au avocați plătiți care stau acolo și află cu un minut înainte de a se adopta, da, o directivă și fac lucrurile acestea. Iată că încet, dacă nu ne ducem noi la Bruxelles cu o delegație, măcar la Parlamentul României. Dar aici ne întâlnim din nou cu ceea ce spuneați mai înainte dumneavoastră, nu știu cum ați definit politicul de la noi din țară. Și, da, e bine, va fi foarte greu să convingem această belea că atunci când legiferează trebuie să gândească întâi la justițiabil, la cetățeanul de rând și nu la interesele de partid. Pentru că sunt rare cazurile în care chiar avocați, membrii ai Parlamentului, așa puțin cum sunt, vor ieși din directiva partidului și vor vota în interiorul profesiei. Pentru că acolo nu mai sunt avocați. Mulți dintre ei uită că nu mai sunt, că sunt avocați. Și aduc aminte când se întorc, când pierd mandatul și se întorc în profesie. Am exemplele acestea, le știu, am participat la ședințe, am văzut cum se votează, am întrebat pe loc de ce votați așa, ordin de la partid și cu asta basta. Din păcate, în procedura de legiferare, profesia a fost foarte mulți ani absentă. Prezențele au fost meteorice și fără conținut și fără substanță. Din păcate, și reacțiile atunci când s-a pus problema modificării legii noastre și s-a vorbit de acel privilegiu în care percheziția se facă la un sediu unui avocat, se facă numai în prezența decanului, modificare care s-a și făcut și care a fost definită și de presă la un moment dat super imunitate. E bine, dacă atunci am fi avut curajul să ieșim în presă, am fi văzut că în aproape toate țările occidentale această super imunitate, între ghilimele, există. Și am constatat lucrul acesta recent când am fost la Berlin la o masă rotundă cu tema secretul profesional, că majoritatea țărilor au asemenea lucruri trecute și nu țările foste comuniste. Că este o diferență. Țările care au o democrație neîntreruptă, să zic așa, au această... Nu este super imunitate. Trebuia să știe toată lumea că nu e așa. Este un lucru absolut normal. E bine, din păcate sau din fericire, cred că în acest moment demarăm un proces din acesta în care avocatura să intervină și să marcheze sau să semnaleze derapaje care au loc în actul de legiferare, în actul de justiție. Deci rolul nostru nu este, repet, numai în sala pașilor pierduți, nu este numai lângă clientul nostru. Poate că mai mult decât sau alături de presă ar fi cei care trebuie să arătăm totdeauna derapajele care au loc în realizarea actului de justiție. Sau primii, să zicem, înaintea presei primi ar fi. Dacă ar fi să răspund la întrebarea pe care o punea colegul Daniel Fenechiu cu pensionarea, v-aș da un exemplu. În urmă cu vreo 15 ani, murise președintele Curții Supreme de Justiție din Statele Unite, la 82 de ani. Și-au ales pe unul mai tânăr, de 71 de ani. Deci, este părerea mea personală și nu cred că greșesc prea tare. Da, trece în avocatul. Nu, la altceva vreau să mă refer eu. Am avut nu de mult o conferință la Alba Iulia, la care au participat 3 judecători de la Curtea Europeană de Justiție. Toți erau 70 plus, ca vârstă. Când le-am spus că la noi, la 25 de ani de vechime în profesie, te duci acasă, deci la 48-49 de ani, ești tânăr pensionar ca judecător, ești doar, cum e posibil așa ceva? Când începi să capeți înțelepciunea de care are nevoie un judecător, voi trimiteți deja acasă? Da, îi trimite. Acum o și scădem mai mult. O să-ți dau un răspuns, Mihai, pentru că la noi magistratul începe foarte devreme. Unde am văzut afară magistrați care încep cariera la 25-26 de ani? Am fost recent în Irlanda la un tribunal specializat în procese penale, unde de fapt sunt reunite toate instanțele penale din Irlanda, cu excepția Curții Supreme, și am văzut că de la instanța de bază, care se numește District Court,
judecătorii sunt peste 55 de ani. Au fost și femei și bărbați, adevărat, în egală măsură, dar toți sunt peste 50-55 de ani la instanța similară judecătoriei. Dacă urci la circuit court și așa mai departe, la curtea de apel, deja găsești oameni mai în vârstă. Pentru că încep mai târziu, sunt selectați după ce au experiență în alte profesii juridice, care presupun o experiență suficientă pentru a fi mandatat să preia o funcție așa de importantă și atât de gravă într-un sistem judiciar cum este cea de magistrat. La noi se dă foarte mult credit unor tineri care sunt evident foarte bine pregătiți, dar care, între alte perspective, suferă la nivel de experiență de viață, la nivel de experiență în sine, de munca cu justițiabilul și așa mai departe, și cred că de asta, glumind într-un fel, se pensionează la 25 de ani. Încep de vreme. Dacă ar începe pe la 40, ar pensionează la 65, cum spui tu. Oricât de subțirică pare problema asta, să știți că ea în instanță e foarte grav. Eu m-am confruntat cu instanțe, Dumnezeule, ceva de coșmarul de pe lume. Nu pot să spună acelor persoane judecători care habar n-aveau nici măcar de bucățica de justiție pe care știam eu, în cazul meu. Deci ne certam la instanță, peste avocatul meu, pe textul de lege. Și scuza a fost, eu nu trebuie să învăț nimic pe de rost. Păi zic, eu nu, nici eu n-am învățat pe de rost, dar eu mi-am scris textul, uitați-l aici. Nu se poate așa ceva. Deci nu trebuie să luăm ușurel faptul că avem prea mulți judecători tineri. Prea mulți! Eu am fost la un stagiu la BBC în 90, când ne-a ajutat Anglia așa, băia din fostele țări comuniste, să învățăm câte ceva. Și au luat din fiecare țară, inclusiv România, câte un papagal de ăsta mai colorat. Vreau să vă spun că media de vârstă a reporterilor de la BBC era 42 de ani. A reporterilor de teren. Sigur că și acolo sunt excepții, sunt oameni talentați, speciali, mirobolanți, dar media reporterilor de 42 de ani. Când am fost la CNN, același lucru. Moderatori sub 45 de ani, n-am văzut. Nu am văzut. Cred că și acum, pe CNN internațional, nu știu dacă există vreun moderator, ba nu, e una la bursă, foarte tinerică, dar nu moderează, relatează. Deci gândiți-vă că profesia de magistrat, ca și profesia de procuror, dacă vreți ca și cea de avocat, nu se poate face așa de la grădiniță, trecând până liceu și gata. Nu se poate, e grav. Ăsta e un subiect grav de mare interes public. Să știți că dacă Uniunea Națională a Barorilor de Avocați, că vorbesc de noua structură de conducere, care își asumă niște lucruri foarte interesante de ieșit în forumul public, are răspunderi, nu știu dacă le poate îndeplini pe toate, că e greu să le abordez pe toate, dar gândiți-vă numai la următorul lucru, că acest subiect faceți din el subiect public, dumneavoastră avocați. Nu e foarte periculos, dar e în avantajul cetățenilor. Câștigă avocatura prin respectul pe care cetățenii îl vor da Uniunii Naționale a Barolor, care îl pledează pentru mai multă maturitate în justiție. 2. Uniunea Națională a Barolor de Avocați, cred că înaintea CSM-ului, trebuie să facă o analiză a prestației avocatului, percepția publică. Se fac în toate țările civilizate, sunt rapoarte anuale ale Uniunii Naționale bazate pe cercetare sociologică. Sunt diferite tipuri, mai ieftine, mai scumpe, dar știți că fac parte din raportul public. Cum e percepută avocatura? Cum e percepută magistratura? Toate aceste rapoarte publice sunt un seismograf care influențează și opinia publică. Că dacă raportul public despre avocați arată că satisfacția cetățeanului pentru avocat depășește, să zicem, 70%, crește prestigiul avocaturii. Lumea recepționează procentul și îl întoarce ca formă de respect către avocat. E un mecanism. Nu e de manipulare, să știți, deși... Nici eu, și dacă îmi permiteți, e clar lucrul acesta. De altfel,
ideea pe care conducerea avocaturii, și nu e vorba de ideea mea, până la urmă noi am dezbătut înainte de a începe un proiect de genul ăsta, să venim, să comunicăm, să ne deschidem către societate și temele ei, are la bază o analiză, poate nu neapărat complexă asupra problemei, dar niște semnale avea. Și aș defini cam în felul următor. Cei care au intrat în contact cu un avocat, de principiu semnalele pe care le avem, sigur, nu într-o unanimitate, într-o majoritate confortabilă chiar pentru noi, percep lucrurile pozitiv. Cei care nu au intrat în contact cu un avocat, care n-au avut din fericire pentru ei nevoie să intre, au percepții diferite. Pentru că, așa cum spuneam și la începutul dezbaterii, își formează percepțiile într-o proporție de câteva secunde, câteva minute, dintr-o dezbatere, dintr-o relatare, dintr-un film, din propria imaginație, din istorie, din mituri, din perioada interbelică. Exact. Din ce văd la televizor, de multe ori, nu neapărat pe cei mai exponenți reprezentanții ai avocaturii, și așa sunt avocații. N-ai cum să oprești, așa e publicul până la urmă. Tocmai de-aia trebuie să suplinim noi lucrul acesta. Acolo avem un mare deficit. Prin urmare, imaginea profesiei nu pot să spun că este una grozavă. Din păcate sunt președintele Uniunii Naționale a Barolilor, dar e o realitate. Dacă tot am venit să discutăm, trebuie să fim cinstiți. Nu este una grozavă. Este nu neapărat foarte bună, dar e una bună, confortabilă, i-aș zice, pentru cei care au interacționat cu avocați. În schimb, este o problemă destul de complicată cu cei care nu au reacționat cu avocați, pentru care opiniile aici nu sunt neapărat favorabile. În momentul în care noi intrăm pe temele astea, tocmai încercăm să prezentăm lucrurile pe cât putem de obiectiv, astfel încât să fie cunoscuți avocații așa cum sunt ei, nu neapărat după un film care nici poate n-are legătură cu situația de aici sau care avea viziunea regizorului pentru a semnala anumite lucruri, dar care sigur au darul de a crea imagine, opinie și așa mai departe. Deci, prin urmare, tocmai o astfel de analiză ne-a orientat către ideea că e necesar dialogul cu societatea. Până la urmă, beneficiarii sunt și profesia, fără îndoială, dar există un beneficiar care e și cetățeanul, pentru că în discuția care o evocau toți, și aia a fost o grea încercare pentru profesia de avocat, atunci când cereai un lucru care era și în Germania, și în Franța, și în Slovenia, și în toată Europa, ție, în România, să ți se spună că ceri superimunitate. Tu ne cerând lucrul respectiv pentru tine, cerându-l pentru justițiabil, că de fapt ce ceream? Ca de exemplu, dacă eu stau cu un împricinat de vorbă în cabinetul meu și el îmi spune ce a săvârșit fapte, poate chiar se dăstăinuie și spune că într-adevăr el este autorul sau că a săvârșit cu un anumită... Da. Ce îmi spune el mie? Nu fie probă. Judecătorul și procurorul trebuie să dovedească prin probe făcute de ei, nu prin faptul că mă ascultă pe mine sau că îmi ia notițele pe care le fac și le duc și ce, uite, dovada. S-a mărturisit tot, unde? La avocat. Păi eu cum să-l apăr dacă nu mărturisește? Rolul meu este să-l apăr, iar rolul lor este să găsească probe. Nu poate să găsească probe ascultându-mă pe mine și pe el ce el îmi spune mie ca să-l apăr. Noi atât am spus și lucrul ăsta e în toată lumea. Și pentru asta am fost acuzați că vrem superimunitate. Păi era pentru noi. Mie mi-era foarte ușor. Dacă mi-a hârtia asta pe care am scris ceea ce un împricinat îmi spune, nu face niciun rău. Îmi ia hârtia, pierd procesul, dar nu e asta problema. Domn președinte, dar ați observat că în acea perioadă judecătorii și procurorii n-au zis nici pâs? A fost o asociație a judecătorilor care a luat poziție. Doamna Gârbova. Da? Da. Da. Categorică poziție în care a spus clar, negru pe alb, fără nicio discuție, că tot ceea ce am cerut noi atunci este pe deplin justificat și că e în toate statele respectabile. Lucru care este corect. Da, doamna Gârbovan, prin asociația domniei sale, a luat clar poziție, sunt corect, nu.
Nu am de ce să ascund acest lucru, a fost. Nu știu cât a ajutat sau cât nu, dar o poziție a fost. În rest, într-adevăr, aveți dreptate, pozițiile au fost de apreciere, adică de încurajare în discuții profesionale, dacă le făceam aici, în bibliotecă. Sigur, din punct de vedere extern, se putea spune, da, dar cam intrăm în politică, pentru că pe chestiunea asta s-a pronunțat și Cutărescu, s-a pronunțat și un ambasador, s-a pronunțat și altceva și... Mă rog, deja cam intrăm într-o zonă minată. Mă rog, de înțeles pentru rezerva unui judecător. Intrăm într-o zonă normală. Normal, iar nu? În ceea ce privește procurori, într-un fel chiar era, au avut și punct de vedere defavorabil. Adică nu puteau să fie de acord cu noi, pentru că au avut punct de vedere defavorabil. Însemnarea care consemna faptul că omul venise și spusese sunt un păcătos. Trebuia să mergem să-l denunțăm noi pe client. Da, 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 da. Asta este. Deci acolo s-a ajuns. Deci, da, toate lucrurile astea sunt bune și frumoase când le privești ca terț. Asta spuneau și colegii mei. E foarte ușor să fii moralist și să spui, domnule, ce să n-are de ce să-l ascundă avocatul. Că avocatul mai mult încurcă. Dacă n-a făcut nimic, n-are de ce se teamă. Lucrurile nu sunt așa când ți se întâmplă ție. În momentul respectiv, devii din start, ai o poziție diferită. Eu aș vrea să vă vorbesc în calitate de cetățean, care e percepția mea ca cetățean, nu ca ziarist, atenție. Ca cetățean cu problemele lui cu justiția, mărunte, nesemnificative, în raport cu actorii din justiție. Deci eu vă spun așa, judecătorii tineri, o catastrofă. Cei pe care am întâlnit, eu vreo 4, catastrofă. Nici nu mai dau sexul lor, că e nerelevant. Procurorii, am avut și asemenea întâlniri. Extrem de periculoși din punct de vedere moral. Extrem de periculoși. Sunt în stare să facă târg și în lift cu tine, numai ca să poată să închidă dosarul. Să-ți propună minuni de pe lume. Pe mine m-a îngrozit varianta asta. E adevărat că se petrecea până în 2000. Era așa o perioadă de cam de derută, 98, 99, ceva de genul ăsta. E, și... Da. Și am ajuns la avocați. În toate perioadele în care am avut dezamăgiri cu avocații sau succese cu avocații, eu întotdeauna m-am dat pe mâna avocaților, eu, firmele mele, tot ce mai aveam, nici nu mă interesa să citesc documentele, nici acțiunea. Pentru că plecam de la premisa că cineva știe legea mai bine ca mine. Ce să mai îmi pierd eu vremea, da? Întotdeauna. Și asta fac majoritatea cetățenilor acestei țări, inclusiv ăia din străinătate, că domnul Bacon nu mi-a răspuns la întrebare. Există soluții pentru ca cei 5 milioane de români de afară să fie slujiți de avocați români din România. Și asta se întâmplă, de exemplu, mai bine în Bulgaria, că eu am studiat fenomenul. Deci, percepția publică despre avocatură este mai favorabilă decât despre procuratură sau decât față de magistratură. Din două motive. Avocatul e întotdeauna apropiat de cetățean, stă de vorbă cu el, măcar mimează că e alături de el în speța pe care o are. Doi, e obligat să facă pași împreună cu clientul, ceea ce ceilalți profesional n-au cum să facă. Și mai e un element extrem de important, foarte subiectiv. Nu cunoașterea legilor detașează în fața cetățenilor un avocat de altul, ci compasiune. Să nu râdeți. E ceea ce cerem noi astăzi când s-au mărit salariile medicilor și nu apare. Și nu apare. Atenție, nu apare. Dacă vă duceți în spitale, vă îngroziți. Eu am ajuns într-o noapte, la ora 3 noaptea. Am făcut o drăcie de asta, nu știu ce, la inimă și nenorocitul ăla de medic
Îi spunea femeii de la Smurt care mă adusese cu salvarea, ce mi l-ai adus, dragă, pe ăsta, să am probleme? Ăsta n-are nimic de-l dracu. Deci eu auzeam discuția după paravan, ăla nu și-a dat seama că... Da. Ce mi-aduci mie să vină presa să mă întrebe ce i-am făcut lui ăsta? Iată să văd, aia am făcut și o electrocardiogramă, acasă. Ia, da, zice, ce are, dragă, n-are nimic. Și aia spune, Dorin, uite, aici, și aici, și aici, uite, a avut tensiunea 170 și nu știu câți draci, laci, bălțați, că nu știu. Și uite, aici a avut fibrilația, hai mă că se poate trăi și cu asta, nu puteai să-i livrezi două pastile să ne lași în pace, e trei noaptea. Eu am dat perdeaua la o parte și l-am întrebat pe doctor, tânăr, atenție, tânăr, avea cu toată tinerețea lui 2100 de euro salariu lunar. Și l-am întrebat, domnul doctor, atunci nu știam, m-am documentat. Până a treia zi știam totul despre... Dom'le, dar dumneata de compasiune ai auzit? Știi că ești obligat până jurământ să mimezi că ești alături de suferința mea? Bă, zic, dacă nu m-aș simți rău, te-aș lua la o bătaie, ceva ce n-ai pomenit. Ăla înghețat, n-a mai zis nimic, eu mi-am văzut de treabă, m-am dus a doua zi când mi-am revenit, l-am reclamat la director, la șeful lui și toți mi-au răspuns la fel. Stați, domnule, că suntem abia la început, abia s-au mărit salariile, încă nu s-au învățat cu obligațiile astea. Bă, sunteți nebuni. E, asta are avocatul suplimentar față de ceilalți actori din justiție. Are compasiune. Toți avocații cu care am lucrat eu, buni sau răi, aveau compasiune față de client. E un atu extraordinar în viața de zi cu zi. Și rar am văzut avocat care să nu pară că e alături de client. Poate nu e, dar mimează, joacă. E... Evident, evident. E, toate aceste elemente mă fac să mă întorc la final și să spun că dumneavoastră, având acest nivel de simpatie și de apropiere față de justițiabil, mai mare decât procurorul și decât judecătorul, aveți și obligațiile cele mai mari. Și pentru că sunteți o profesie liberală, în adevăratul sens al cuvântului, ar trebui să vă îmbogățiți și să vi se fâlfâie de autoritatea publică, de stat, de servicii, de politică, de tot. Și mai mult decât atât, să ajungeți în Parlament cât mai mult și să faceți politică adevărat. Astea sunt visele mele de... erotice. De om bătrân. Doar două lucruri vreau să spun. Vă rog. Și calitate de, mă rog, aici de președinte. Sigur că chestiunea vârstei judecătorilor există, e o temă, fără îndoială. Pe de altă parte, n-aș trata-o neapărat ca o chestiune unanimă. Adică eu cel puțin, sigur, colegii mei pot să confirme sau să infirme. Am văzut judecători tineri... Că nu vârsta e criteriul, competența. Foarte competenți și chiar unii dintre ei, pe lângă competența indiscutabilă, aveau și o maturitate în anumite domenii care... într-un fel mi-infirmă ce am spus noi. Dar, sigur, noi vorbim aici de reguli generale. De-aia am vrut să menționez faptul că în activitatea practică am găsit multe cazuri în care judecători tineri chiar dovedeau și competență și capacitate. Sigur, relațiile cu procurorii, nu am activitate profesională în zona penală, dar și aici am cunoscut colegi deosebiți, chiar din categoria celor tineri. Iertați-mă, în pofida faptului că tinerețea nu face casă bună totdeauna cu înțelepciunea. Înțelepciunea este un apanaj al vârstei, al experienței. Dar apropo de vârstă, dacă judecătorii vor ieși la pensie la 20 de ani și dacă se menține regula că vor promova la înalta curte la 18 ani, se prezumă că cei care promovează la înalta curte sunt deja pensionabili. Când mai stau 2 ani și ies la pensie. Și atunci, cum spuneați, pierde cetățeanul, pierde actul de justiție. Cum să-l scoți la pensie pe unul care a ajuns, este în floarea înțelepciunii? Și noi îl scoatem la pensie. Și mai spun decât atâta că în Italia, primul, ca și grad de jurisdicție, judecătorul de pace, trebuie să aibă 30 de ani.
Cred că aici trebuie umblat și legiuitorul trebuie convins să-și lase la o parte interesele politice și să se gândească foarte bine la țară și la cetățeni. Și eu i-aș întreba pe politicieni de ce nu introduc în justiție principiul colegialismului, și anume judec complet de doi la fond. Noi facem avocatură și cred că sunteți toți de acord cu mine că la fond trebuie complet de doi. Nu poți să dai unui judecător care are 25 de ani o cauză foarte grea, el fiind singur. Ei, lucrurile astea trebuie gândite și lăsat la o parte interesul politic și gândind mai degrabă la țară și la cetățean. Pentru a fi corect până la capăt, doar o precizare, că tot am spus că în anumite țări judecătorii aleg să iasă foarte târziu la pensie, nu am spus întâmplător aleg, pentru că ei preferă salariul care este consistent, este important, motivant, pensiei care e derizorie în raport de ce au... Nu, mă refer la alte țări, da? În România, oferind o pensie atât de importantă, sigur că îl tentez, practic, pe judecător să iasă cât mai repede la pensie. În țările la care făcea trimitere domnul Baco, și cunosc și Spania și alte exemple, judecătorul câștigă foarte bine, cum e normal să câștige, pensia, în schimb, nu mai este așa atractivă din perspectivă financiară. Și atunci, dacă omul consideră, se ocotește că mai are putere de muncă, că se mai poate implica, el rămâne acolo și pentru o rațiune economică este importantă. Statul este obligat să promoveze asta. Că este, aici e vorba de randament social. Noi avem nevoie de oameni care să muncească cât mai multă vreme. Dar... Spunea domnul Turculeanu de legiuitorul trebuie să înțeleagă. Acum o să fac o mărturisire pe care am trăit-o, nu vorbesc din cărți. Când a venit un reprezentant al clasei politice cu o propunere ca accesul în magistratură să se facă doar peste 30 de ani, el a fost înregistrat la comisia specială, unde făcea parte și un eberu, avea un reprezentant, și au început dezbateri. Știți care a fost finalitatea? Înainte să avem prima dezbatere pe acea propunere, care a fost înregistrată la comisie, eu primisem circa 5.000 de e-mail-uri. Eu, 5.000 de e-mail-uri, colegi care au avut 10.000, 15.000. Toate asociațiile profesionale ale magistraților nu se poate așa ceva. Studenții de anul întâi ne-au scris, domnule, noi când am intrat la facultate, am intrat că o să terminăm peste 3 ani, da? Și o să fim judecători peste 5 ani. Adică nu vă puteți să jucați cu viața noastră să ne țineți să devenim judecători la 30 de ani, da? Pentru că noi, când am dat examen la facultate, am dat examen ca peste 6 ani, din momentul când vom intra, să devenim judecători. Facem 4 ani facultatea și 2 ani NMU, da? Și vă mai spun un lucru. La momentul ăla, toată lumea s-a asociat, s-a solidarizat cu acest demers. N-a fost, nu era vorba de clasa politică, că era o propunere care tehnic nu putea fi revendicată politic. Era susținută din diverse zone, da? Nici magistrații n-au susținut-o, nici media n-a susținut-o, nici universitățile, facultățile de drept n-au susținut-o. Deci, practic, era, să zic așa, nici nu știu cum să-i spun, o idee excentrică. Cum să te gândești tu să-i ții până la 30 de ani, da? Deci, varianta cu INM de 4 ani a fost media între intri la 30 de ani și devii judecător la 2 ani după ce termină facultatea, da? Deci, a fost o medie. Dacă rămâne. Nu știu, eu cred că nu o să rămână, pentru că eu cred că CSM e mai puternic decât clasa politică. Sau ne arestează pe toți, sau facem cum trebuie. Deci i-a zis că CSM e mai puternic decât clasa politică? Asta în filmele americane. CSM este un sindicat care pe zona de justiție este în stare să scoată din societate o opoziție peste care clasa politică nu poate să treacă. E părerea mea. Nu, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu nu contez. Cum vă explicați oprirea activității instanțelor de judecată oricând și la orice oră? Cum ne putem explica decât confirmând ceea ce spune domnul Fenechiu? Că s-a întâmplat lucrul acesta. Dezordine e ușor să faci. E mai greu să construiești. Da. Eu la asta mă refer. CSM-ul are obligații să construiască. Și deocamdată nu... Păi deocamdată nu o face. Eu aș reveni la o chestiune pe care o spusese colegul Marius Striblea. Ce s-ar întâmpla dacă în România ar fi ca în Anglia, în care ești judecător până la ora 5 și la ora 7 devii avocat? Pentru că ăsta este sistemul common law. În Anglia, vă spun eu, domnul președinte, că există. Eu vreau să închid partea asta de contribuții și să vă mulțumesc pentru ele. Și să vă spun că navigați, eu mai puțin, că sunt pensionar, chiar dacă
am vreo 3 servicii, nu mai contez din punct de vedere social. Poftim? N-am. Și să vă spun că navigați într-o lume plină de aberații. Și vă dau pe cea mai măruntă pe care am înregistrat-o recent, nu în Anglia, în Italia. Mă plângeam unui polițist italian că polițiștii români ies la pensie la 48 de ani. Ăia de la circulație, domnul italianul la care mă plângeam, era polițist de circulație. Și el zice, cum adică la voi în România, eu vorbesc italiană, curent, polițiștii ăștia de rutier ca mine ies la pensie la 48 de ani? Da. Și cu ce pensie? Zic, barosană de tot, de 3 ori mai mare decât a mea. Nu pot să cred, da. Dar zic, la voi cum e? Păi eu zic, stau până la 65 de ani, că eu sunt pe drum, n-am nicio treabă. Numai dacă vreau să mă zvârl eu în fața unei mașini, mi se poate întâmpla ceva. Pensie la 52 de ani are numai ăla care se duce în Afganistan sau se duce în Kosovo sau luptă nu știu unde, sau e la inundații, sau e la pompieri, sau la nu știu ce. La noi, legea e diferită în funcție de atribuții. E, gândiți-vă că și asta trebuie să facă justiția, să îndrepte și asta, că Parlamentul nostru o îndrepte în veci. Nu știu, mă gândesc că dacă ați zis că e foarte puternică, a CSM-ul, păi CSM-ul e garantul justiției. Nu știu, glumesc acum. Într-adevăr, CSM-ul funcționează ca un garant al independenței justiției. Asta este vreo. N-aș spune neapărat că e sindicat. Sigur că, întrucât judecătorii și procurorii nu au sindicate, uneori acest organism capătă și unele reflexe și știu și ei foarte sau bine, sindicaliste. Aș zice glumesc, neapărat. Glumesc. Au. Acum, sigur, sunt fioroși, într-adevăr. Ca să zic, am o probabil ultimă intervenție pe chestiunea asta. Sunt foarte multe probleme și până la urmă noi, toată societatea, cred că are o problemă majoră. O ușoară neînțelegere a locului fiecăruia în societate și o destul de mare deprofesionalizare. De fapt, dacă e vreo problemă pe care eu am spus-o și studenților și asta, nu corupția e problema noastră, moderna României, ci în realitate deprofesionalizare e cea mai mare. Care poate să putem să folosim și termenul, că ne-am prostit rău de tot. Am zis deprofesionalizare. Și ea pleacă și de la neînțelegerea locului fiecăruia. De asta probabil că dacă vrem să construim ceva, sigur, venirea asta noastră că este societate e bună. Probabil că nu va produce efecte din nu e bună, este necesară. Dar Traian, oprește-te, te rog, ca să vorbești ultim, să nu mai vorbesc eu după tine. Ai vorbit de CSM. Ai vorbit de CSM. Hai să punem punctul pe aici. Legiuitorul n-a avut curaj să modifice componența CSM-ului pe legile justiției. Este adevărat. Îți dau un exemplu. În Franța, CSM-ul, care nu cuprinde procurorii, numai la noi îi cuprinde, ca să nu mai... Să punem punctul pe ei, are 24 de membri, din care 12 judecători, 12 reprezentanți ai societății civile. Și noi ce am făcut? În Constituție n-am fost în stare să băgăm măcar un avocat în CSM. Există, da, sigur, dar ca reprezentant al societății civile. Sigur... Problema CSM-ului la noi are mai multe chestiuni. Sigur, poate nu e bine ca eu să zic la președinte al Uniunii Avocaților să vorbesc despre componența CSM-ului, dar sunt și profesor la Facultatea de Drept și din perspectiva asta am vorbit de multe ori. Am spus de mai multe ori că CSM-ul are o structură nefirească. Nu-i zic greșită, nefirească. Pentru că e Consiliul Superior al Magistraturii și e compus din judecători și procurori. Iar noi spunem că judecătorii sunt magistrați. Nu trebuie să mă ascund, asta știu toți opinia mea. Deci n-am nicio teamă. Mi-am zis și procurorilor același lucru. Nu, așa e, de fapt. Judecătorii sunt magistrați. Numai judecătorii sunt magistrați. Din perspectivă, nu, și din perspectiva Constituției, nu, este altceva.
noastră. Da, mă rog, nu ne știm, știm destul de bine. Problema este că structura CSM-ului e în Constituție. În Constituția din 2003 a fost băgată, că în anterior nu era în Constituție, da. Și de aceea ea a rămas blocată. În Franța, într-adevăr, au făcut o reformă, pentru că Franța e un sistem de, are un sistem de drept care seamănă foarte mult cu, adică al noi seamănă, al nostru seamănă foarte mult cu cel francez. Și atunci multe dintre problemele pe care le găsim acolo știm că vor veni mai devreme sau mai târziu și la noi. Iar problema CSM-ului la ei, ca, care funcționa ca un, la un moment dat ca un sistem sindical, a existat. Au existat cărți la francezi, cine judecă judecătorul. Cu titlul ăsta, care marcau exact acest lucru. A fost reforma Sarkozy, într-adevăr, care este, așa cum spunea domnul profesor Turculeanu, ce a făcut? A mărit numărul. Nu a scos pe nimeni din CSM, dar a mărit numărul. Cu foarte mulți membri ai societății civile, dar calificați, nu neapărat desemnați de Parlament. Cum ar fi reprezentanții ai avocaților, reprezentanții ai facultăților de drept, relevante și așa mai departe, astfel încât componenta, să zicem, a magistraților a rămas dominantă, dar s-a văzut și glasul celorlalți. Sigur, noi am avut propuneri la revizuirea, când s-a fost procesul de revizuire a Constituției, am avut propuneri de, în sensul acesta, dar știm toții, procesul de revizuire a Constituției a rămas o discuție fără finalitate până la urmă, astfel încât ultima, cred că am înaintat-o ca și cadru didactic, acolo e adevărat, domnului Tăriceanu, când încă era președinte al Senatului, dar sigur procesul n-a fost mai departe. Dar vreau să revin la aspectul pentru care vreau să spun când m-a întrerupt domnul vicepreședinte Turculeanu. Plecasem de la ideea că dacă societatea e așa cum e, noi chiar dacă vom încerca să aducem un bine prin discuțiile acestea, probabil că nu vom reuși, pentru că orice discuție are două puncte din punctul meu, din perspectiva mea. Ceea ce spui tu și ceea ce sunt dispuși ceilalți să accepte. Hai să zicem că ce spunem noi s-ar putea să fie bine. Bine, e o speranță. Nu? Dar avem și publicul. Publicul nostru de multe ori, și trebuie să o spunem, nu este suficient de educat. Asta, pentru asta avem și trag ponoase și judecătorii, și procurorii, și avocații. Ăsta este principalul motiv pentru care în de multe ori face rating foarte mare o prestație extrem de slabă, cum spuneați, își pune poalele în cap, și sigur că noi trebuie să luăm pe urmă măsuri, dar el este o vedetă. Și deja îl facem victimă dacă luăm măsuri contra lui. Și aici era intervenția domnului decan. Deci undeva problemele sunt mult mai grave. Și atunci, în realitate, cred că, evident, beneficiile nu o să le mai obținem probabil noi, ci mult mai târziu, dar trebuie să înceapă cândva, trebuie să ne concentrăm un pic și pe educația juridică bazică încă de la nivelul școlii. Pentru că dacă de la nivelul școlilor, la nivelul primar, copilul mic înțelege ce-i judecătorul, ce-i procurorul, ce-i avocatul, ce face fiecare, care-i rolul lui. Nu-și mai pune ulterior întrebări din care să rezulte că avocatul, dacă apără clientul, înseamnă că apără infractorii. Știe ce înseamnă prezumția de vinovăție și nu mai acceptă cu atâta ușurință nevinovăție, atât de ușor o formulare de genul nu a reușit să-și dovedească nevinovăția, care mi se pare o aberație imensă, dar am auzit-o de foarte multe ori. N-a reușit să-și dovedească nevinovăția. El trebuia să-și dovedească nevinovăția sau ceilalți trebuia să-i dovedească vinovăția. O cultură juridică, chiar și medie, pe baza unor informații minime, te apără în timp de astfel de lucruri. Ori unul din proiectele noastre este tocmai acesta, să mergem să extindem foarte mult cultura juridică la nivelul școlilor, în sensul de a cunoaște cu mijloacele pe care le poate avea un copil rolul fiecăruia în societate. Este unul din cele mai tari proiecte propuse de organizație profesională în România până azi. Dacă și devine realitate și trebuie să găsiți și un cum să vă zic eu, se cheamă la Sky News într-un fel, dacă reușiți o împachetare spectaculară
pentru adolescenți, pentru tineri, aveți toate șansele de reușită. Politicienii români au făcut greșeala să lase națiunea în beznă în continuare, nu s-a dat niciun ban pentru educație, nici civică, nici politică, nici socială, de niciun fel, și rezultatele se văd. Avem aberații când te aștepți mai puțin. Eu vă felicit pentru această nouă tendință pe care vreți să o impuneți în activitatea Uniunii Naționale. Aici la mine scrie în desfășurător, doamnelor, 15 minute pentru presă. Facem așa, cu 15 minute? V-ați înțeles, domnul președinte, sper că cu organizatorii. Deci, colegii din presă, dacă au întrebări, dacă vor să le pună, sunt bineveniți. Bună seara, Dan Străut, revista Patronatelor. V-aș întreba, din câte știu, există unele constrângeri cu care se confruntă casele de avocaturi atunci când vor să-și promoveze activitatea, lucru care ar trebui să întărească rolul Uniunii ca asociație profesională. Dacă ne puteți vorbi câteva cuvinte despre aceste constrângeri, cam ce anume vă determină să nu fiți atât de deschiși cu presa? Mulțumesc. Aici, dacă sunt niște constrângeri, să zicem așa, comercială. Este vorba de ce? Despre publicitate? Și asta și mai multe. Dacă este vorba de publicitate, din legea s-a modificat în 2017 și avocatul poate să-și facă publicitate profesională cu o singură condiție. Să se încadreze, să nu depășească, mai bine zis, limitele principiilor profesiei de avocat. Care sunt acelea de a prezenta corect informația, de a nu lansa idei de atragere a clientelei în mod neconcurențial și de a avea o moderație în ceea ce privește conținutul informației pe care o zic. Apropo de ce spuneam. Exact. Cu aceste rezerve, evident, avocații pot să-și facă publicitate profesională. Dar, repet, e o modificare la nivelul anului 2017. Cu alte cuvinte, suntem deschiși către o astfel de situație. Dacă mai e cineva care dorește să intervină, asta e drept, că am făcut și eu pe ziaristul așa, ieșit la pensie, e drept, da. Nu, cine știe ce, nu cine știe ce. Te rog. Am eu o întrebare, nu sunt din mass media, sunt tot avocat. Referitor la afirmația vicepreședintelui FNQ, că CSM acționează ca un sindicat și că are o putere mai mare asupra politicului, de ce UNBR-ul nu a încercat să adopte aceeași poziție, astfel încât să contracareze puțin și să creeze un echilibru în societate? Mulțumesc! E simplu. Dacă ar da Dumnezeu ca în viitorul Parlament al României să avem 200 de avocați, garantez că numai politică personală facem Parlamentul României. Cu 15 e puțin mai greu. CSM-ul poate face treaba asta pentru că în materie de legiferare, când discutăm de organizarea justiției și uneori chiar și pe parte de coduri, se cere avizul CSM-ului. Ori, bine, eu mă refer aici, mă rog, generic, iar în contextul în care există o disonanță între ce își dorește clasa politică, oricare ar fi ea, indiferent culoarea politică, și CSM, intri într-un malaxor în care CSM-ul, asociațiile profesionale, presa, societatea civilă, mă rog, oamenii care se pricep la justiție mai bine unor decât alții, creează un malaxor în care practic nu vei putea să faci absolutamente nimic. E un mecanism foarte cunoscut. Dar, repet, când o să avem 200 de avocați în Parlamentul României, garantez că UNBR-ul va fi mai tare și ca CSM-ul și ca oricine altcineva, și pentru că cei 200 de avocați în Parlamentul României vor fi bine pregătiți profesional și vor ști care sunt soluțiile. Nu va trebui să explici la alți colegi care nu sunt de orientare juridică și care
li se explică din alte părți diverse lucruri și pierzi foarte mult timp ca să îi aduci pe calea cea bună, cum îmi place mie să spun. Când o să fim 200, promit că o să fie bine. Domnul Fenechiu, e făcută cu șmecherie CSM-ul. Eu mi-aduc aminte că m-a trezit. Mi-aduc aminte că a fost o discuție internă de ce, cum să se cheme. A fost și varianta Consiliul Superior al Justiției și au sărit și procurorii și judecătorii și au spus nu, e Consiliul Superior al Magistraturii, că nu avem nevoie de avocați. Înțelegeți? Deci e construită în așa fel încât intrarea avocaților ca actori egali cu ceilalți în mecanismul justiției să nu se poată face. Ăsta e... Domnul Tatulici. Și pentru că atunci avocații nu erau treziți în totalitate. Deci, ca să ajungi membru CSM, trebuie să fii un judecător dintr-una din categoriile judecătoriei așa și ești numit pe un mandat. Da. Dacă cumva ai fost ales judecător după 20 de ani de muncă astăzi sau după 15 ani de muncă, dacă rămâne legea aprobată, da? Atunci poți să fii efectiv liber și neconsâns în CSM pentru că ți-ai terminat mandatul de 5 ani și te-ai pensionat. Însă, dacă din CSM te vei întoarce în profesie, toate deciziile care le-ai luat, va trebui parcursul unei cariere să le explici colegilor care au văzut decizia într-un fel sau altul. Ori din punctul ăsta de vedere, CSM-ul nu are cum să nu fie un sindicat. Pentru că sentimentul de identitate profesională și de solidaritate, care există și între avocați, în orice categorie socioprofesională, nu poate să nu funcționeze și acolo. Ăsta e și motivul pentru care eu am spus că în situația în care ar fi o mai largă reprezentare în CSM, ar fi mai multă societate civilă, ar fi și un EBR-ul, cu siguranță s-ar dilua acest spirit. Corect. Și s-ar putea lua niște decizii care să nu fie obligatoriu dominate de o idee pe care, repet, eu nu o condamn, că e o identitate profesională. Dar nici nu pot să nu o constat. Pentru că, repet, judecătorul ăla se întoarce în... Da? Corect. El e foarte atent să nu deranjeze judecătorii. Corect. Da? Da. Deci, asta e situația. Deci, acolo sunt, de exemplu, judecători tineri, da? Până peste 10 ani când se vor pensiona, poate fi o diferență. Eu pe toată povestea asta nu am văzut în magistratură opinii diferite de ideea. Trebuie să rămână legea așa, trebuie să fie, cum a spus CSM-ul, da? Nu am văzut. În avocatură vei găsi tot timpul foarte mulți avocați care să spună. Nu sunt de acord cu Fenechiu, nu sunt de acord cu Dragne, nu sunt de acord cu... Păi așa e normal. Nu, nu știu, e, poate păi e, dacă vrem... e normal doar în avocatură. Da? Nu e adevărat. Nu e adevărat. CSM-ul nu e construit ca un sindicat care să apere interesele magistraților. Nu, dar așa, nasol ajunge, și așa, pentru ajunge, justiție. Așa ajunge să funcționeze și datorită contextului, pentru că nici CSM-ul nu este singur pe lume și trăiește într-un context. Ori în situația în care ultimii ani, și aici eu nu fac politică, eu văd lucrurile pur și încerc să le prezint pur și simplu dintr-o manieră extrem de echidistantă. În situația în care anumite mișcări politice au fost percepute, da, ca niște forme de imixtiune ale politicului în justiție. Nu știu dacă au fost sau nu, că nu asta e treaba mea, da? Evident că CSM-ul... Evident că CSM-ul... Eu v-am spus, nu fac politică în avocatură, da, da. Nu mă pronunț. Deci CSM-ul evident că n-a făcut altceva decât să capitalizeze tot ce era din zona magistraturii. Și asta a întărit structura de sindicat. Pentru că apărarea profesiei de judecător, da, de procuror, apărarea integrității, independenței, da, sunt și obligație profesională lor ca membrii CSM și obligație profesională a lor ca judecători. Domnul care Fenechiu. Coincide cu a tuturor celor judecători. Domnul Fenechiu, am spus la un moment dat ceva despre Sky News. Da. Patronul și inventatorul Sky News e unul pe care îl cheamă Murdoch. Unul sărac, știu. Da. Omul ăsta a primit conducerea uneia din televiziune care i-a propus ca să înceapă să dea știri sportive. Și el a zis, mă zice, nu mi-explicați mie de ce trebuie să dați știri sportive, că înțeleg. Mie faceți-mi o știre sportivă și aduceți-mi-o să o văd. Să văd dacă le faceți bine. Și au venit aia după câteva zile cu o știre. Și era așa. În campionatul Statelor Unite, NBA-ul ăla extraordinar, a fost meciul cu tare și cu tare, s-au marcat 72 de coșuri de o parte, de puncte, 104 de partea cealaltă și scorul a fost 130-120. Și ăsta s-a uitat la știre și a zis, bă băieți, această știre nu mă interesează. Și cred că nu interesează nici pe cetățeni. N-aveți un clou, ceva
Nu s-a întâmplat, n-a căzut unul și s-a spart capul. Nu s-au luat la bătaie. Nu s-a întâmplat nimic. Și unul din redactori mai amărât, că șefii nu știau, zice, ba da, e cel mai mare scor, 130 era atunci, cel mai mare scor din NBA. Nici o echipă de basket din NBA n-a reușit niciodată să învingă pe altcineva cu scorul ăsta de 130. Bă, zice, cum te cheamă pe tine? A zis ăla, cum te cheamă? Jenkins îl chema. De mâine ești director la știrile sportive. Voi plecați. Aia era știrea. Ei, acest procedeu se numește în televiziune împachetare. Nu dai viața așa cum e. Împachetezi. Alegi din ea sticluța de parfum, ambalaj frumos, pui fundițe, tot. Se numește împachetare, se predă la facultate. Da. Ei, dacă dumneavoastră, avocații, ați împacheta subiectul CSM în spiritul interesului public, ați câștiga un mare meci pentru societate, nu pentru dumneavoastră. Că la dumneavoastră nu e mare brânză ce câștigați intrând în CSM. Să vă spun ceva, și dacă pierdeți, tot ați câștigat. O să vă răspund și o să mă limitez. A fost cam lung. Nu, o să mă limitez la această chestiune. Vedeți, dumneavoastră, în general, dacă discuți din perspectiva unei realități privite din perspectiva normalului, nu poți folosi în viața politică ca și structură profesională fenomene gen împachetări și alte lucruri. Pentru că tehnic noi ne dorim ca lucrurile să meargă pe predictibilitate și pe convingere. Adică în momentul, tu ceea ce poți face este să prezinți o anumită necesitate și o anumită strategie. Păi nu, atât. În momentul când se coace, cum se spune, în momentul ăla se poate întâmpla. Dar, repet, e foarte greu să se coacă. Bă, nu e adevărat, se poate coace cu ajutorul avocaților, domnul Ferentiu. Așezarea cuvintelor într-o frază nu e pentru maimuți. Știți povestea. Întotdeauna va exista abordarea avocații au un interes. Să slăbească CSM-ul, să scoată procurorii de acolo. Deci, credeți-mă, bine, nu le-am explorat pe toate, pentru că realitatea are multe forme pe care nu-ți dorești să le trăiești. Da, destul de multe. Ați rămâne surprins cât de multe abordări sunt și pe care, dacă le-ați aflat, vă dați seama că trebuie foarte multă imaginație ca să găsești acea împachetare. Pentru că nici avocații nu sunt singuri pe lume. Misiunea mea s-a încheiat, eu sunt încântat că m-ați invitat, încântat să vă aud, în continuare aveți un potențial nefolosit pentru mare. Eu, în general, am pus inteligențele și oamenii care au expresivitate că nu se implică în comunicarea. În această Românie de astăzi, care e analfabetă rău de tot, noi vă mulțumim pentru asta. Asta era și rostul. Da, exact. Tocmai de aceea spiritul este bun pentru a închide, să zicem, întâlnirea asta. Și de fapt asta am și dorit. Să arătăm până la urmă, de ce am avut întâlnirea asta. Ca să arătăm disponibilitatea noastră de a coborî în zone de genul acesta. De a pleca din sala de ședință, din birou în care dăm consultanță, pentru a ne interesa din ce în ce mai mult și de teme care interesează probabil organizarea statului, a dreptului, a societății în genere, de a deveni uneori altruiști, de a ajuta prin avocatură pro bono, poate uneori situații disperate, cum sunt cele pe care le-ați arătat în legătură cu românii din străinătate, de a coborî în școli. Este o viziune pe care am vrut să o anunțăm, sigur, sfârșitul mandatului o să se vadă dacă am și putut să o aplicăm sau nu, și nu putem să o facem singur, avem nevoie și de presă pentru asta, pentru că da, noi singuri putem să dezbatem aici în bibliotecă, fără dumneavoastră, putem la jos, la bar, la fumoar, putem la facultăți sau numai
Era. Nu se mai fumează în fumoar, dar el a rămas cu numele. Da, tot fumoar a rămas ca denumire. Astfel că zic că pentru o primă întâlnire, obiectivele noastre, să zicem cel puțin, au fost expuse. Mulțumim mult pentru participare, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și sperăm ca legătura noastră să continue, ceea ce a fost în seara asta să nu fie decât debutul.